Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni, astă seară nu cu Vasile Luca, ci cu Dinu Criste. Ne-am întors încă, suntem ușor afectați de bântuiala asta virusilor care vin, nu știu, iarna, primăvara, că nu mai știm pe ce planetă trăim. Astă seară este marți și, prin urmare, discutăm la Școala de Afaceri Agro TV despre o nouă idee de business, despre specii pomicole, sâmburoase, pruni, cireși, vișini, caiși, piersici. Cam despre asta povestim în această seară de la 20 și 30 de minute. Pregătiți-vă, cum vă spun de fiecare dată, ceva de scris, un pic de hârtie, notați-vă măcar cât de cât schema de, de, de plan de afaceri și restul informațiilor, desigur, le puteți afla după ora 9 și de la noi sunându-ne în direct, fie apelând la alte surse de informare, în speță, domn' profesor, că dânsul e tata lor aici în zona asta, ca să zic așa salut pe domnul profesor Avram Fițiu. Mulțumesc, domnule profesor, că sunteți din nou alături de noi. Bună seara. <coughs> în prima jumătate de ceas, așa cum ne-am obișnuit, luăm un pic la tocat cam ce se mai întâmplă în politica agricolă românească, declarații ale premierului, care spune, iată, domnule profesor, că susține, este un mare susținător al agriculturii ecologice, al produselor bio în România. Chiar pomenește de faptul că la Nuremberg am fost Anul trecut, mă rog, invitați de onoare și declarați țara cea mai, cu cea mai mare creștere nu? în domeniul acesta. Spune domnia sa că sprijinul de la guvern a fost și este în continuare cu tot ceea ce ține de creșterea subvențiilor al în programul 2014-2020. Dacă nu se înșală, zice chiar, le-am dublat față de 2007-2013 și este o oportunitate uriașă pentru producătorii români. Conchide ponta. E important, sunteți un mare apologet al produsului eco-bio. Vă fascinează declarația domnului Ponta, se vede pe fața noastră că sunteți uluit. Aș vrea să traducem un pic ce spune domnul prim -ministru. În limba română, domnule profesor. În limba română. În anul 2013, evaluările noastre de piață, România a produs produs agroalimentar ecologic de circa 250 de milioane de euro, pentru care a primit sprijin din partea statului undeva la 45-47 de milioane de euro. Deci a produs de 5 ori mai mult decât a primit. Dacă ar fi într-adevăr corect primul ministru, s-ar regăsi această gândire și în propunerea de buget pe care Ministerul Agriculturii o are în momentul de față pentru măsura de agricultură ecologică. Din păcate, cred că primul ministru a uitat Bun, să... Nu se dublează totuși cât au fost anul trecut, au fost vreo cât... cât aproape, 50 genoană, aproape, 50 aproape 50 de milioane. Aproape, 50 de milioane. Și are dreptate în mare. Bine. S-a dublat suma. E drept B e adevărat da, că dacă dublezi un a leu cu... Încă Atunci, atunci mare când lucru. faci o proiecție, faci înainte o analiză cost-beneficiu <coughs> și te uiți cât cheltuiesc și cât aș putea câștiga atunci când investesc ceva. Ori dacă vrem cu adevărat să fim coerenți în materie de proiecție a României pe acest sector, în special în zona de munte și în zona de deal a României, unde ne interesează sectorul ecologic, nu avem ce vorbi în zona de câmpie, unde trebuie să avem o agricultură sigur mai intensivă, dar pentru zona de munte a României și pentru zona de deal, ne-ar interesa o proiecție în care în pachetul agroecologic al noului PNDR să regăsim o proporție echilibrată între măsurile de agromediu, care nu se regăsesc pe piață ca și produs etichetabil, deși arunci 817 milioane de euro pe măsuri de agromediu, dar nu se întoarce pe etichetă acel produs și într-o piață și să ai măcar un miliard sumă întoarsă pe piață din cei 817 milioane de euro investiți. Adică nu ai nicio garanție că cei bani se vor converti în plus valoare mâine. Pe piață. Adică vor, vor, produce. Nu, nu ți poți permite să investești 800 milioane de euro fără să te gândești că ai putea scoate măcar un miliard, două miliarde de euro. Aia da, eu merg o, mai curând în, într-un consum. Direct, merg, să merg în și consum. Nu se singura, măsură, singura, măsură de investiții care se reîntoarce în piață ca și plus valoare adăugată este cea de agricultură ecologică, unde în loc să dea un miliard, două miliarde de euro din pachetul agroecologic, vin și aruncă o sumă simbolică de 100 de milioane, dar au pretenții să se filmeze la Nuremberg, cum a fost cazul anului Sigur. trecut, prim-ministru și prim ministrul ministru agriculturii, pe rodul muncii unor reprezentanți de asociații naționale de agricultură, care de 20 de ani de zile construiesc acest sistem bucată cu bucată de la zero. Am plecat în România anul 1994 eram cu Cioloș la drum în 94, erau 0 hectare în România. Azi România are aproape un milion de hectare în agricultură ecologică. Nu meritul lui ca prim-ministru, nici al lui ca și ministru de agricultură, este meritul unor oameni simpli care de jos au plecat și au dus România la aproape un milion de hectare. Și care acum își doresc, evident, ca acești bani investiți pe, din PNDR să se regăsească pe o piață în care consumatorii să aprecieze acel produs ecologic. Da, să mai spunem un lucru. Faptul că la Nuremberg anul trecut România a fost declarată o țară cu uh, o venire spectaculoasă din, uh, din urmă. Cam asta s-a premiat. Nu suntem jucătorul numărul unu. Ca să nu pe cumva lumea că a fost premiată România ca fiind jucătorul numărul unu în materie de produse bio în Europa. Ca și creștere numerică și creștere, a numărului de agricultori. Da, ca și creșterea numărului de agricultori. Nici măcar a suprafețelor, <coughs> ci a numărului de agricultori. Pentru că dacă e să comparăm suprafețele cultivate în regime cu în România cu cele subcultivate suntem, suntem undeva mai foarte mai jos, jos. Mai mici, undeva da. Departe de, de realitate. Bine, uh, Italia are un de 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 hectare, România are aproape un milion, nu-i chiar foarte departe, în cazurile în care Spania și Italia se învârt undeva la un milion de hectare. Da, Franța însă, tot probabil, așa. domnule profesor, nu vorbim ca la noi, poate de multe pășuni ecologice nu. sau așa mai vorbim departe. Vorbim de, de, de o milion de hectare în, în, în sistem comercial, în timp ce în România vorbim de un milion de hectare într-o afacere de subzistență în care prea puțin se întoarce ah, okay. pe piață. Da. Asta e diferența majoră de structură. Dar cifric, suntem pe acolo în primele cinci poziții europene ca suprafață. Deci, ne... din de punct de vedere al eficienței Acum economice, ne interesează la... structural cum da. putem această suprafață să o convertim în plus valoare economică pe piață. Și pentru asta este nevoie de o abordare, o analiză cost-beneficiu foarte bine gândită, în care să știm câți bani intră în sector și câți bani scoatem. Că altfel, banii din subvenții, că este vorba de agromediu, că este vorba de SAPS, hmm. că este vorba de orice altă subvenție. Sunt bani care merg în mare parte în consum și prea puțin în investiții, pentru că acești bani din subvenții nu sunt condiționați de realizarea unei investiții. Așa cum se întâmplă la măsurile de investiții din Planul 2, din PNDR, unde pe măsura 112 ai un procent minimal condiționat de realizarea unei investiții, în măsura 121 toată suma este condiționată să meargă în investiție. La subvenție, neavând această obligație, ar trebui măcar să venim acum să construim o structură de gândire în care acești bani să se întoarcă măcar parțial pe piață. Așa merg în consum. Nu e rău, că e o lume săracă, dar ar fi bine să se reîntoarcă. Orice leu, orice euro investit trebuie să se reîntoarcă pe piață. Uh, cum vi se pare o declarație prostită de Victor Ponta? Parcă a lipsit din țară o bună bucată de vreme. Este o, era o tragedie a României cum este posibil ca o țară atât de bogată din punct de vedere agricol să importe mai mult uh, mâncare decât să exporte. Decât export anul trecut am întors această balanță și evident vreau să o păstrăm așa. Uh, cum se explică treaba asta? E o tragedie, adică era o tragedie, nu știu, parcă s-au rezolvat lucrurile peste noapte. Anul trecut a însemnat, practic, intrarea agriculturii în, în modernitate, să spun, în contemporaneitate cu celelalte agriculturi din... Europa, sau ni, ce se ni, întâmplă. nici o sunt minciuni sfântate. Vorbim aici de o Românie care importă 70-75% din nevoile agroalimentare. A se face diferență între nevoi agroalimentare și nevoi agricole. Produsul brut și produsul procesat. Noi importăm produse procesate, că suntem campionii vânzării la export de materie brută. Și atunci e evident că vom importa materie procesată. Cum vrei să scapi de această dependență de importurile de alimente? din străinătate, când bunul tău cel mai de preț, pământul, noi îl considerăm marfă, adică capital, și trebuie vândut la străin ca să scăpăm cât mai repede de el, iar tu, țară, nu îl deții ca și bun național, strategic, ca să-ți poți asigura nevoile alimentare, pentru că acel milion, două, trei de hectare vândut la străin, că nu se știe cifra reală, este mult mai mare decât ce se anunță la televizor, cum să putem construi o strategie alimentară a României dacă acel milion, două, trei de hectare care se cumpără în România, în mare parte, este folosit pentru energie și nu pentru a produce alimente. Și dacă îți scapă din mână 2-3 milioane de hectare pentru energie, în loc să producă alimente, sigur că îți rămâne, și atenție, vorbim de pământurile bune ale țării, adică Banat, Bărăgan, vorbim de pământurile din vârf de munte și din, din, zona de deal. Vorbim de pământurile valoroase, care în loc să producă alimente, produc energie pentru ficioreștea străini, care pur întâmplător mai au și o subvenție grasă de la apia pentru efortul făcut de a nu vinde alimente și de a nu produce alimente. Da, povestea, povestea noului PNDR disponibil, se spune pe anumite surse, încep să apară așa să se, să se, Dar nimic oficial. Nimic oficial, desigur. Naște în continuare uh, opinii vehemente la adresa felului în care acesta este organizat, acesta este pus la, la punct. În orice caz, uh, e așa ceva pe cuvântul meu. Tot ce auzi în România asta, când se fac strategii, planuri de viitor, ăstea le fac, nu știu, parcă le fac serviciile secrete, frate. Parcă le face, nu știu, SIE, SRI-ul... Uh, nu știu, cia ul pentru România. Dom'le, fă public la naiba, ce Dumnezeu? Dacă faci contracte cu Bechtelul, n-ai voie să le arezi după ce ea pleacă și le mai plătești și daune încă 20 de ani. Dacă pleacă Nokia din România, bă, n-ai voie să arezi contractul ăla la români, zici că l-au făcut numai străini, ei între ei, și au spus, bă, nu. Bă, frate, ai plecat la revedere, se desecretizează. Deci românii habar n-au. Deci dacă vrei să afli cum s-au sifonat și de ce s-au sifonat banii țara asta, dacă ei au fost făcuți cumva printr-un contract, între statul român și o firmă, oricare ar fi ea, bă, n nicio o șansă să afli lucrul ăsta, pentru că e secret. E o eu, eu, clauză acolo, așa am semnat-o, nu putem face că ne dăm judecată Nokia, ne dăm judecată Bechtelul, ne dăm judecată nu știu cine. E la fel și cu pndr ul ăsta. Ce Dumnezeu așteptăm, în loc să-l punem în discuție, să-l vadă lumea, să-l facă ferfeniță, să-l aplaude, unii să iasă în stradă, să facă în sfârșit mitinguri de, de aprobare și de, de, de promovare a unei idei. De ce facem lucrurile astea tot pe... Este o În dosul ușilor închise mereu. Este o tehnică de manipulare foarte interesantă, se cheamă de fumigenă. N-ai curaj să-ți asumi o gândire, bună sau proastă pe care o ai, și atunci testezi, arunci pe surse, în presă, o anumită poveste, presa o preia, o rostogolește, dacă iese bine, ți-o asumi ca și minister, ca și ministru, dacă iese prost, spui nicio vorbă, este vorba de o gândire a unei reviste, nu-i treaba noastră, noi n-am spus așa ceva. După ce testează 5-6 variante de petar de fumigene pe piață, apoi probabil că vor vedea și ei ce vrea piața, ce vrea acest popor. Și probabil că vor începe să-l asculte, dacă nu vor să dispară din viața politică. Da. Ni se spune de asemenea, domnule profesor, că anul 2013 a fost un an fenomenal și că, în sfârșit, Importurile din, exporturile României au depășit importurile, marea pondere în povestea asta, având o industria de mașini și agricultura. Acum, eu mă gândesc în felul următor. Citeam acum vreo două săptămâni cu dumneavoastră aici o statistică care sublinea următorul fapt, și anume că o țară care are contribuția mare, semnificativă în PIB. Provenită din agricultură, e o țară săracă, în general, pentru că e o țară care nu are industrie, nu are infrastructuri de, alte, de alt tip și care nu produce bani din alte țări. Din, alte din, din, sau... din, materie, din materie brută. Dar dacă acea țară are o pondere în PIB din industria agroalimentară, nu se pune problema că nu avem o industrie agroalimentară, pentru că știm cu toții ce mâncăm, în general, da? Dacă România, în momentul de față, își permite să devină un, un România, agricultura, un contributor important la PIB, o România care, cum spune Dacian Cioloș, e la jumătate, maxim la jumătate din potențialul de exprimare pe care îl are Max. ea ca și, ca și putere de a produce. Totuși, dacă te temi să investești, nu știu, în industrie, le falimentezi, tot ce manageriază statul în continuare, e de vânzare, pentru că e un blestem, părerea mea pe această țară. Deci să nu fi în stare să-ți să, -ți, să -ți conduci carul cu boi. Da? Grigorescu l pictat, noi nu putem nici să-l premier în România, dacă pot să ducă carul cu boi, să-l mâne ăla de la un capăt la altul, fără să-l bage în șanț, e mare lucru, da? Ori, iată că, dacă n-ai curaj să investești în astfel de, de, de industrii, nu le fă măcar în agricultură. Deci, dacă într-adevăr suntem la jumătatea potențialului, cât ne-ar costa, domnule, să facem din agricultura asta 100%? Adică, ce poate aia ne și bani, Numai banii care îi avem, să i avem, dremui, să-i să dremuim corect. Vă dau un exemplu. Pe, noua măsur, pe noile măsuri de investiții din PNDR 1, 2, 1 și 1, 2, 3, în loc să comasăm aceste măsuri de finanțare și să nu mai facem fabrici de lapte pe care să punem lacătul după 3-5 ani de zile că nu avem materie primă, să nu mai facem abatoare și măcelării pentru că nu avem materia primă ca și grup de producători, lăsând la businessmen care au bani de cofinanțare pentru aceste măsuri de finanțare, ei bine, noi le-am propus, ca, ca agricultori, le-am propus să comaseze aceste două măsuri și să dea bani pentru investiții doar grupurilor de agricultori care dețin materia primă, dețin animalul și dețin materia primă vegetală, ca mâine să poată procesa și să nu mai construiești o industrie alimentară ruptă de sectorul de producție. Așa putem face, cu banii puțini pe care îi avem, Circa 800 de milioane, 900 de milioane de euro, miliarde miliard de euro pe ambele măsuri, am putea avea o Românie de mâine mult mai curată din punct de vedere al industriei alimentare, dar industrie să fie orizontalizată, legată de producția din fermă. Nu mai dai voie să rupi procesarea de producție. Procesarea să facă facă de deștepți, iar producția să facă cei proști, ăia care să meargă la vacă, la porc, la muncă dură și să nu obțină decât materie brută prosplătită. Nu! Să legăm procesarea de producție într-un grup de producători în care 5-7 agricultori mâine să-și dezvolte de un atelier de procesare. De, nu știu, să facem așa, ca o evanghelie a satului, nu știu, a, 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 trezirii din, din somnul ăsta de, de, de veci a țăranului român, a micului producător. Pentru că în timp ce îmi vorbiți și spuneți de acel lanț de procesare încheiat cum se cade, mă gândesc la țăranul ăla român care intră în graș săracul și adună bălegarul ăla de la vacă și de la oaie și de la toate celelalte, să căznește, umblă să-i pună furajul în, în, față, în iesle și așa mai departe. Și vin niște băiețași așa la costum ca noi și ce ia nănea, cu cât și îți mai dă și peste nas. Domnule, ești obraznic, vreau un leu pe litru. Hai că îți dau 70 de bani, e ok? Și ăla vine în halat, pe urmă, în, într-un atelier în care o fi investit și el poate atâta sau dublu decât, dar odată a investit, nu în fiecare zi și tratamente și vaccinuri și moare vaca și ea alta și așa mai departe, și face plus, adică face mai mulți bani decât amărâtul de ăla. Ex care, de Gândiți-vă la, la leu ăla pe litru, omul aia a dat la vaca aia de mâncare, a umblat după ea, o mărs vara să cosească, nu dormi nopțile. Deci e o muncă, e o trudă acolo fantastică. Deci omul ăla e un pălmaș. Și vine un șmecher. Dar de ce vine șmecherul? Pentru că îi permite ăsta nu înțelege un lucru până la urmă. Și trebuie să îl spune și lucrul ăsta până la capăt. Fără menajamente câteodată. Deci trebuie să iasă din, din, din somnul ăsta de, de, moarte. Dacă nu vor înțelege oamenii dintr-un sat în care, să spune, se poate aduna, nu știu, o mie de litri în fiecare zi, să zică, băi, fraților, nu putem noi să ne facem noi unitatea noastră de procesare? Hai să dau un exemplu. Că Într-o okay. comună din România, oarecare, din zona de munte, intră într-un an din, subven din subvenție de la APIA un milion de euro. Comuna Ilva Mică, județul Bistița. Deci subvenția acumulată într-un an de zile... Un milion de euro. Un milion de euro. În șapte ani au luat șapte milioane de euro. Nu comuna. Toate subvențiile individuale adunate la nivel de comună, plus subvenția pe Asociația de Crescători, care ia subvenția de agromediu. În total, circa un milion de euro. Fai Întrebare. Mare. Credeți că în ultimii șapte ani de zile am văzut 30 de fabrici și abatoare în comuna Ilva, fac, spun o cifră oarecare, că erau posibile de le face? Am văzut măcar un abator, o măcelărie, o fabrică de lapte în ce Ilva Mică? Vreza. 7 milioane de euro în șapte ani. Interesantă sumă, da? Păi cu un milion de euro îți echipezi... N-ai nevoie, 200 mii de euro pentru o jucărie de fabrică. Puteai face în fiecare an cinci fabrici, una de lapte, una de, fr de, fructe și legume, fructe de pădure, dacă e vorba de ilva mică, puteai să faci orice altceva. Adică să vezi tot potențialul zonei la Mâine, Mâine, și... deci în, cu subvenția de pe un an de zile, dacă mm. ar exista o organizare a agricultorilor din comună și a primarului care să zică, oameni buni, nu băgați bani în consum. Hai să vedem cum rezolvăm în fiecare an de zile o problemă. Dar ei pot rezolva într-un an toate problemele din viața lor fabrică de lapte cu 200.000 de, de euro fără probleme, un abator cu 200.000 de, de euro fără probleme, am văzut o jucărie de abator la 25.000 de, de euro, linia de, de abatorizare în alba, 25.000 de, de euro și clădirea la vreo 30.000 de, de euro, 60.000 de, de euro un abator, o jucărie de abator. Da? Un deci, un mic, probabil, dar mic, suficient, suficient, pentru, pentru, comună. pentru comună, nu mai mult. Deci nu un, milion, ziua... un milion de euro din Ilva <coughs> și astfel de Ilve mai sunt în țara asta, măcar câteva sute de Ilve, care iau un milion de euro, în totalitate vorbesc subvenția individuală plus colectivă. Nu vorbesc de subvenția pe pășune, vorbesc de subvenția respectivă. Vă dau un alt exemplu din, din sălaj. Aș da poate chiar exemplu comune, să spun chiar comuna. 1500 de hectare de pășune pe agromediu. 300 de euro pe hectar subvenția SAPSU plus agromediu. 300 de... de de euro. Unde credeți că merg banii? Merg la asociația de crescători? Nu, domnule, că avem un sport național de băieți deștepți și de băieți proști. Circa 3.000 de primari deștepți și circa 10.000 de președinți de asociații proști informați. Nu știu să negocieze acești președinți de asociații cu primarii o redevență pe pășune corectă. Uh -huh. Și primarii ce le impus? Le-a impus ca 60%, 70%, 80% până la 100% din valoarea subvenției să o ia primăria în momentul când le dă pășunea. Am primit, a fost la Alba Sâm, vineri, vineri seara, și am primit, erau acolo în sală peste 70 de președinți de asociații de crescători de animale și câțiva primari, spectacolul a fost unul înfiorător, ce am văzut acolo ca și încleștare de forțe între nemulțumirea președinților și a primarilor, care e care câștigă bătălia asta, când spune un președinte de asociație, știți, uitați aici, ne-au impus 100% din valoarea subvenției, în rest, undeva între 60% și 90% este media redevenței pentru Bandiți. Se cheamă banditism. Bandiți. De ce? Pentru că raportul de forțe între primar care e puternic și amărâtul ăla de președinte de asociație care este slab, ca raport de forțe vorbesc, politic, financiar, tot ce vreți, face că în România ai 3.000 de primari care au pus pumnul în gât și vorbesc de 30 de milioane de euro de subvenții pe județ, 40 de județe, un miliard 200 de milioane de euro pe an, un calcul simplu, în care 70% în medie merg la primării, și 10, 20, 30% merg la asociații. Partea interesantă este alta, că potrivit legii 72 a zootehniei și potrivit ordonanței 34 a pășunilor, trebuia ca acești bani să se regăsească din nou pe pășune. <coughs> să vin să faci investiții pe pășune și tu asociație, și tu, comună, dacă da, credeți că asociațiile au audit, raportul de audit depus în ultimii șapte ani de zile, prin care să știm dacă banii au plecat pe pășuni, nici măcar nu știe președintele de asociație ce e la audit. Într-un județ e cum mașină. E, în județul Bistița, unde Preferate. oamenii s-au organizat și au făcut audit de vreo 2-3 ani ca să intre în legalitate, că vine mâine curtea de conturi. Dar în alte județe președinții dorm. De ce dorm? Cine a pus președinții de asociații în mare parte? Păi un primar care are 2000 de hectare de pășune, credeți că nu-și lasă niște prieteni repede să facă să încropească o asociație rapidă? Pe care apoi să le spună, știți, dacă vă primiți 20% din, ok. din subvenție, primiți, sunteți mulțumiți, noi luăm 80%. Oare banii pe care primăria îi încasează și aruncă în oala mare merg înapoi în pășune? Fugi, domnule, intră în bugetul mare. Merg în pășunism. Merg în bugetul ăla aia, săraca, primăriei. Sigur, dacă când e vorba de subvenții de 300.000 de, de euro pe 1000 de hectare, Dar nu e rău dacă s-ar întâmpla și lucruri bune până la urmă. Cu... Bun, dar legea te Deși, obligă... până la urmă, pentru alte activități, este un alt pilon, du-te, scrie Bun, primarul cu banii ăștia. cu banii ăștia. Scrie programe, ia bani europeni și... Cu e 300.000 de, de euro pe care ia primăria cu zăplac din Sălaș. ca să dau un <coughs> exemplu acum direct. Am făcut oare, ca primar un abator pentru amărâțăia din comună? Că sunt primar și mare crescător de animale? Am făcut sau nu? N-am făcut. Păi de ce de șapte ani de zile cu 300.000 de euro nu fac un serviciu social? Că e serviciu social abatorul. Correct. Din abator nu se câștigă bani. Din abator se pierd bani. În schimb, se creează o șansă enormă pentru comunitate să se dezvolte, să, se dezvolte, Eu, să crească animale. Facem, facem, mâine, facem, lângă abator, se dezvoltă rapid o măcelărie, două măcelării și uite-te cum mâine dezvoltăm o zonă, avem animale și avem o agricultură performantă, avem bani în PIB-ul României. Bun, luăm pauză, dragi prieteni, apoi revenim la școala de afacere AgroTV. Astă seară discutăm, cum vă spuneam adineauri, despre specii pomicole, sâmburoase, pruni, cireș, vișini, caiș, piersici. Noastră, fiți cu -o aminte la ceea ce povestim aici cu domn profesor. Vă notați ceea ce încercăm să vă, să vă, spunem în această seară, iar după ora nouă intrați în legătură directă cu noi pentru a primi lămuriri suplimentare. Ne-am întors, dragi prieteni, suntem la tablă, fain frumos, așa cum v-am obișnuit în fiecare mar seara. Deja facem emisiuni de anticipație, vorbim despre... Asta e emisiunea de săptămâna viitoare, da? Așa o să o luați. Cei care sunteți pasionați de subiectul ăsta, așa nume de arbuști ecologici, cătină, zmeuri, afin, coacă, zagriș, căpșun, măceș, mur, mălin. Mălin, domn profesor? De aia și că au înflorit la noi mălinii, și nu, că ai urlit mamuca, și corcoduș. Deci, astea sunt subiectele pentru săptămâna viitoare. Asta o să vă prezentăm săptămâna viitoare, dar am zis că e bine să vă atrag atenția asupra, asupra lor, pentru că probabil mulți dintre dumneavoastră sunt pasionați de astfel de, de arbuști. Domnul profesor, vă rog să mă ajutați un pic să, să ne întoarcem din timp acum. Deci, suntem în prezent. Vorbim în această seară. Despre sâmburase, cum v-am spus, cireș, cais... Prun. prun să începe cu prunul, că prun, avem da? o poveste frumoasă Bun. pe prun. Haideți să vedem care, care este... O mică introducere pe, pe cultura prunului. Aș începe cu prima specie, prunul. Este o specie pe care România o cunosc foarte bine. O avem în suprafețe foarte mari astăzi în România. Și ar fi bine să vedem cum ne putem organiza pe a putea deveni rentabil pe această specie prun. Aveți aici deja, da. în regulă. Să începem cu prunul. <coughs> Înainte de a vorbi de cum să putem înființa o plantație de prun, hai să vedem ce putem face cu prunul care le avem astăzi în România. Pentru că avem suprafețe mari de prun și toată lumea se plânge că trăiește prost țuica pe care o face nu poate să, să vândă, prunele care le vinde, le vinde la 50 de bani pe kilogram. Ca nu este un mare gheșeft avea prun astăzi în România. Deși știți că românii zic, bun, le dăm ungurilor ardealul, dar fără prun. Fără prun. Deci avem și un cult al prunului în România. Și fără pălincă, numai aia cu cap o dăm, dar aia cu că românesc o ține la noi. Bun. Hai să vedem un pic cu ce se întâmplă cu prunul astăzi în România și de ce nu se fac bani din prun astăzi în România. Din ce avem noi ca și soiuri plantate astăzi în Transilvania, în primul rând și nu numai în România, dar Transilvania, sigur, ea face caia la 50 de grade, 52 de grade, din ce avem noi la ora actuală ca și soiuri, ele sunt de regulă destinate pentru producția de alcool. Pentru producția de produs deci asta procesat. A fost destinația, destinația, lor, ca și lor, la vremea respectivă. Nu poți să vinzi Nu să vin soiuri roșioare, da, populații da, locale, adevărat. să le vinzi tu ca și de produs proaspăt. Deci ele erau destinate, gândite de la de bun început, pentru țuică. Ceea ce românii noștri au și făcut, adică au făcut țuică. Din păcate, Cum avem plăcere, un cu milion, plăcere. peste un milion de țărani din România care fac țuică și n-au înțeles nici ei, și nici statul să gândească un mecanism simplu prin care să aducem la bugetul statului și în buzunarul familiilor bani consistenți din aceste suprafețe cum. de prune. Eu vin dintr-un sat din sălaj care are sute de hectare de prun. e un fel de capitală, a, sau era un fel de capitală a pălincii pe vremuri da, 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 da. În, în, în sălaj. Și, din păcate, până acum, n-am putut să conving pe nimeni să-și facă un antrepozit fiscal. De fapt, ecuația, dar nu numai la mine în sat, în tot sălajul și nu numai, dar să luăm sălajul. Asta ce Asta înseamnă să, legalize, să, legalizezi, să legalizezi din punct zi. de vedere fiscal această activitate. Din păcate, sălajul, de patru ani de zile, mă rog, de asociația de pălincar de la sălaj, să facă gestul onorabil pentru ei și pentru nația asta de a-și legaliza activitățile. Păi cum o să asociație și nu funcționează după... O asociație L de, dar sunt deja care de fac, eu, asociație. care, fac, piață de 10 ani de zile în România și vezi o țuică superbă cu tricolor în toate piețele din România și, din păcate, abia acum de vreo lună de zile, unul dintre ei, Vasile Aciu, a făcut pasul după 3 ani de zile. Bun, dar ce-l avantajează? Că omul s-a uitat la Al Capone, la... ăștia Așa, așa zice, bă, nene, cu care este fără miza? Sub care cum este miza? Banii, nu la... Vorbim noi te -ă, tema emisiunii noastre este cum să fac 1000 de euro net dintr-o afacere în agricultură. Bun. De câte hectare am nevoie să fac 1000 de euro net dintr-o afacere cu prun? Pe am două variante. Varianta în care vreau 1000 de euro vânzând prune la 50 de bani kilogram și am nevoie, am făcut un calcul, 20 de hectare. Sau varianta în care fac 1000 de euro vânzând țuică, dar țuică legală, prin antrepozit fiscal și am nevoie de 2 hectare, la calcul făcut. La... la lumea o să zic că, domn profesor, țuica asta s-a cam dus pe copcă. Au început românii să se obișnuiască da. cu scociurile, cu... Bun. Cu... De la 2 hectare la 20 de hectare este diferența de 10 ori mai Deci avem min. nevoie de 2 hectare pentru a câștiga Pentru a putea 1000 de euro, 1000 spun, de euro da? dacă vând țuică din antrepozit fiscal, un produs tradițional, dar cu acte în regulă, plătind acciza statului, aia proastă, mare, cât este astăzi, Sau nevoie de 20 de hectare, dacă fac, să vând, prune. să vând prune la 50 de bani kilogramul, prunele de la țară vorbesc, ceea ce, ceea ce sunt preț de bajocură. Și o imposibilitate până la urmă, să vinzi de pe 20 de hectare prune, cred că, nu știu cine... În primul rând îți... nu le ai. Nu le ai, da. În primul rând nu le ai. Astăzi, în sălaj, au oamenii un hectar, un hectar și jumătate, hai două hectare maxim. Și atunci, dacă nici măcar n-am bani pentru 20 de hectare, n-am nici posibilitățile ca să fac treaba asta, dar totuși am două hectare, hai să fac pasul înainte. În sălaj, avem un agricultor care m-a ascultat și după câțiva ani de zile a făcut pasul. Este deja un prim pas mare înainte. După care, printr-un fenomen de copy-paste, că suntem, știți, într-o țară în da, care da, da. tot se copiază, da. mimăm, probabil. Suntem că... plagiatori. Poate Plagi... da. m-aș bucura să văd aici un plagiat, încât mâine însă să <coughs> din asociația respectivă de pălincari, să văd astăzi încă, încă 10. Eh, dramaturgul Cornel Udrea. Și îl întreb ce faceți, domnul Udrea. Ei, ce să fac, zice, mă plagiez. Îmi <coughs> plagiez propriile cărți. Asta, apropo de. Așa. cultura plagiatului la, la români, dar să da Dumnezeu să mai copiem și atunci, așa că... dacă avem mâine într-o să și sălaju un prim jucător cu antrepozit, la un nivel de 2 hectare, putem să facem 1000 de euro, plătind acciza la stat, plătind tot ce trebuie. Avem două variante de a face acești bani. Varianta în care fac antrepozit fiscal până la 2000 de litri și varianta în care fac antrepozit peste 2000 de litri ori noi calculul care l-am făcut la 1000 de euro ne pușcă exact pe 2000 de litri de țuică pe care trebuie să le vând într-un an ca să fac acești bani. Cu cât vine litru? Asta înseamnă că, că litrul respectiv trebuie să-mi ajungă mie în buzunar la 10 euro, la 45 de lei în buzunar, să plătesc accizaia de 22 uh -huh. de lei statului, să mai plătesc tot ce trebuie în plus ca în final să rămână în buzunarul meu curat, pe brut să rămână 10 euro, pe curat să rămână probabil undeva la un 4-5 euro pe curat. Despre asta vorbim de a construi, de a dimensiona o afacere. Bun. Câți oameni au priceput treaba asta? În satul mare, din informațiile mele, trei. Nu le dau numele aici, că nu-i bine, da? Unui mar... primar, nu? Un e primar. Da. Da, prietenul nostru Silviu. Bun. Da. În Maramureș, vreo doi. Deci, dacă ne uităm bine, într-o transilvanie de astăzi, între 1 și trei jucători au priceput că dacă mâine își legalizează afacerea, pot vinde la 80 de lei litru 100 de lei litru. Da. Așa 120 este. de lei litru. Iar săracii ceilalți, la 12 lei, 15 lei în sălaj, litru, la 15 lei se vinde la mine în sat, în mare în suica de prune, da? Sigur, aia e făcută de popor, fără acte, așa cum e făcută, și din acel preț n-ai cum să trăiești corect. Bun. Acum, din ce spuneți noastră, ar fi o poveste faină să faci pruni, să faci suică, să vinzi 2000 de litri pe an. Dacă ai piață, aici e problema. Pentru că, cum spuneam, parcă există așa un un recul. Sau poate mă eu, poate nu am prieteni mulți care beau țuică în jur, dar... Ă, țuica care nu are acte în regulă nu se poate vinde în restaurante... Da, în... atunci ți-ai ți închis, Gistart, posibilitățile ți -ai închis de piața. A... De unde unde de se vinde? Largă. Se vinde pe sub mână, în țara asta, deci nu într-o zonă de legalitate unde o poți dezvolta ca și brand. Deci e foarte importantă legalitatea. S este importantă legalitatea -ai ca etichetă, să... să ai un produs certificat. Și să poți să-i sau... să cer prețul real pe ea, mm. pentru că la 15 lei, la cât se vinde la mine din Marin, din sălaj, nu este preț real. Este multă muncă. Oamenii sunt în vârstă. La 50 de bani, la 40 de bani se dă astăzi kilogramul de prune dacă îl tu, tu ca și cumpărător. Nu mai e. oamenii în vârstă, nu mai pot. Și atunci, dacă vrem să dezvoltăm mâine o agricultură performantă, la două hectare o familie de tineri poate să trăiască decent, pentru că două hectare nu-i mult de recoltat. Și pentru... nici de procesat. Și final. De adică procesat, nici de procesat. Adică poți să o și așa, după carte, cum face domn primar. Silviu Zeta, de exemplu, bun, da. Bun. Așa o cheamă, ce să face? Dacă așa o cheamă, poți să nu pronunți. Și ales nume de primar sau da, și ales nume de țicăcan. ăsta da. e un băiat deștept printre puținii băieți da, deștepți din zona de Țărăniimea. Inteligent da. și atunci, asta ar putea face o familie de tineri. Absolut. Hai să spunem acum ce înseamnă Două hectare de pământ, știți cu toții, depinde unde le cumperi. Dar au prunii. Poate au pruni. o singură mai puțin. Iau, mare parte dintre ei. Aici e partea interesantă. Nu trebuie să Avem un patrimoniu. Avem un patrimoniu avem o asemenea un... livadă. Te duci și cumperi astăzi livada respectivă de acolo, de la țară, pe care oamenii ai în vârstă nu mai pot să o gestioneze. O ai. Dar o au ei, cei care nu trebuie să mergem la alții. Cei care deja cei copilor, care au, trebuie să o convertească într-o afacere. care sunt în Spania, în Italia, se întorc acasă, se gândesc, prune, nici vorbă, nu se poate trăi din pălinca. Asta este, să zicem, pe piață povestea. Dar bun. Din pălinca la 15 lei nu se poate trăi. Dar dintr-o țuică, dintr-o la 80 de lei, 100 de lei pe litru, în magazin, în restaurant, despre asta vorbim. Profesor, preț. vedeți dumneavoastră, trecem așa, călcăm pe mărgăritare, trecem printre uh, lucruri fine în viață și nu, nu le știm valoarea. V-am mai povestit și noastră aici că am făcut așa o, o scanare a zonelor viticole, a microclimatelor din Județul Cluj, de exemplu, și povesteam cu oameni care și-au primit viile înapoi și aveau și câte două hectare de viță de vie. Unul chiar în spatele casei, așa coborau două hectare până, în, până, în, până, în, până pe prispă. Copiii lui lucrau într-o fabrică care s-a închis. Da? Via s-a dus naibii pe râpă. Acolo s-a topit toată. Da? Nu înțeles că pe vița aia de vie îi scoteau 20, aproape 30 de tone de struguri în fiecare an dacă aveau grijă de ea. 30 de tone înseamnă 30.000 de de kilograme să o mulțești cu, nu știu, cu jumătate de euro numai, da? Și erau 15.000 de euro. O sursă de bani, cum să spun, nu câștigau 15.000 de euro la vremea aceea Absolut. în fabrică mergând de 3 ani de zile. Uite că avem la îndemână câteodată toate mijloacele, toate instrumentele de a face bani, păi și nu le vedem. Suntem așa, legați la ochi. Cineva de a legat la ochi, foarte interesant <coughs> exemplu, un alt exemplu din Sălaj. Sălajul, eu vin dintr-un sat în care uh, avem două averi mari de tot, bivoli și pruni. Mai sunt bivoli. Cât vezi cu ochii cât vezi cu ochii pruni, și din 500 de bivoli, vreo 50 care au mai rămas. Uh -huh. Din 500, cât se erau pe vremea mea când eram tânăr. Ei, mă prim cu un expert mare din Europa, pe produs tradițional, la mine în sălaj, din sat în sat. Și când vede la un potențial enorm bivoli, ceva ce ei nu-l au, domnule s-a mirat și într-o discuție cu prefectul de Cluj, venind la Cluj, era o misiune plecată de la Cluj, îi prezintă analiza prefectului de Cluj. Prefectul de Cluj era contrariat pentru că francezul spunea domnule, am văzut o lume extrem de bogată pe unde am fost, dar prost organizată. Și, și zice, a chemat, un oftalmolog fac pariu și au pus picături în ochi pre francezului ca să și prefectul a zis, îi Domnule, unde ai văzut matale bogăție într-un județ în care ne vorbim doar de sărăcie? În sălaj. <laughs> în sălaj. <laughs> <laughs> și francezul spune, domnule, călcați pe bogăție și vă plângeți de sărăcie. Păi bivolul, pentru noi, francezi, care îl cumpărăm de la voi de 20 de ani, că voi n-aveți minte și ne-l vindeți, pentru noi este o șansă deosebită de a vinde un produs ecologic la un, ca un produs de nișă la o valoare adevărată. Pentru noi, pentru ei, italieni, pentru nemți, care au cumpărat din România bivol de 20 de ani. Marea Britanie, sigur. Marea Britanie, toată lumea a cumpărat de la noi. De la 100.000 de bivol, cel mai mare efectiv de bivol din Europa de Est, în 20 de ani l-am decimat, mai avem circa 10.000 statistic, în da, realitate trebuie să-i numărăm. Mai puțin în care numai Clujul și Sălajul, cele două județe, aveau 50.000 de bivoli. Fantastic. Cluj și Sălaj. E adevărat că Sălajul era negru. Astăzi, astăzi Italia are 300.000 de bivoli. Fantastic. Astăzi, Marea Britanie are 50.000 de bivoli. Germania, 30.000. Din România, din Sâmpaul, din Sălaj, cumpărați. De pe Valea Almașului. asta e tragedia. Stăm pe bogăție și ne plângem de sărăcie. Dar pentru asta avem nevoie de a da, ne, de ne depăta care... da. da, și a putea vedea. Cred că avem nevoie de oftalmologi, de doctori. Bun, o să aducem și un oftalmolog la emisiune, vă promit cât de curând. Eu zic că numai bine ne poate face. Absolut. Bun. Hai să mergem mai departe. O, o, că a, aș, 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 aș lua, aș lua, al, aș lua altă, o altă specie foarte importantă. <coughs> un frate de -al, de al prunului se cheamă prunul Serotina. Este un fel de scoruș păsăresc seamănă cu Ioluda îndepărtată a cereșului sălbatic, pe care Rom Silva, acum 30 de ani de zile, a început să-l planteze masiv în pădurile din România pentru a stabiliza versanții nordici. Te trezești, ca să iau tot exemplu care îl cunosc foarte bine la mine în sat, în Marin, 20 de hectare în plină pădure, ca să poți stabiliza un versant nordic, mm -hmm. de prunus Are diferite denumiri, scoruș păsăresc, de ce? Pentru că este o plantă pe care o iubesc foarte mult, păsările. Are un uh, aparat de florire foarte interesant, cu foarte multe flori, și atunci păsările. Îl preferă. Îl preferă. Și atunci, pe vremea trecută, în acel sat se făcea export în Germania și tot satul era la cules, în luna august. Descorușe de scorușe păsărești. Dar ce? Cum arată asta? Eu nu știu. Ește ca Că și, 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 ca și niște ca de la prun, prunosirotina, pe prunosirotina. Undeva, prunosirotina. Să l dăm pe televizor să vadă toată lumea. Ca poate... și niște cireșe amare, sau sunt singurul care nu știu Ca și niște cireșe amare mai mici, hmm. da? Amărui, hmm. cu un conținut foarte ridicat de polifenol și antociani, extrem de importanți ca și antioxidanți. Pe vremea acum 24 de ani se făcea export. Tot satul era la recoltat de scorușe păsărești prunoserotina. De 24 de ani este lăsat în abandon. Dar nu numai la mine în sat. În toată Transilvania Ce a exploatat, practic. De 20 de ani, aceste plantații în, pline păduri, în, plină pădure, la noi în sat sunt ale proprietarilor. Fiecare avem 10-20 de ari, da, ah, deci a proprietar. fost pe proprietate privată da, exact. sau s restituit și de oamenilor. Și... Așa, și suntem, oamenii suntem proprietari. De 20 de ani, singurul care merge acolo sunt eu, care mi iau fructele, care iau sâmburi, îmi seamăn și dau la prieteni, bineînțeles, să-și pună un gard viu, dacă nu altceva, dintr-un produs deosebit. practic. Este un fel de cireș, un fel de cireș, un fel de cireș, în alt la 10-15 metri, un sistem de recoltare de 10 ori mai rapid și mai ușor decât la cireșă. Este un arbore flexibil, un bun flexibil, mm -hmm. pardon, și îl avem ca și resursă a României. Nu să o plantăm. O avem. Ce facem din asta? Adică de 24 ce? de ani nu facem nimic. Dar ce am putea face? Am ele? Nemții, care au importat din România cantități uriașe, trenuri întregi, au făcut medicamente. medicamente. Vorbim de antioxidanți, de suplimente alimentare, de țuică, de tot ce vrem, de alcool. Ca să luăm o poveste simplă, alcool. Un alcool dintr-un fel de cireșe mare. Nu trebuie să-l plantăm, trebuie să -l doar să-l recoltăm. Îl avem în România de astăzi. Deci ăsta îl găsim în mai multe regiuni, în probabil? tot ale... să ajung, tot Sălajul, în tot Clujul, Rom Silva are o hartă foarte clară, a, okay. pentru că e vorba de un patrimoniu pe care ei îl gestionează, de a nu noi la prima vedere, că e mijlocul pădurii. Da, o să rog să notați și subiectul ăsta, probabil e un subiect foarte, foarte important. Și toate resursele astea până la urmă pe care le găsim în pădurile ca să din zic, România de a, de a, de un patrimoniu de a, de acolo în, Înainte de care... a ne gândi să plantăm, hai să vedem ce avem Bostim. și să exploatăm ce avem Pentru că, vedeți, ca să plantezi o specie pomicola Ai nevoie de 3-5 ani minim până intră pe rod Apoi, deci e o nevoie de... Nu, nu, vă rog eu frumos, nu, nu, nu descurajați Iată, ăsta scu... e scorușul, domn' profesor, da? Nu, uh, nu, nu Ăsta e scorușul? Nu, 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 nu De culoare neagră Mai încercați, fraților Mai că... încercați. Da. Pro... Scrieți încerca prunus serotina, da? Exact. Și atunci, avem averi în țara asta, haideți să le exploatăm. Dar trebuie să le cunoaștem. Uitați, nu cunoaște poporul prunus serotina. Îl cunosc doar silvicii, pădurarii. Da, da, da. da cei din zona silvică. Bun, un alt exemplu banal. Corcodușul. Ca să fim în familia... Ăla e păcătos, domn profesor. Ăla e... face o mulțime când umbli pe sub el. Bun, e păcătos, hmm. dar dar avem în toată țara asta. Nu trebuie să-l plantezi. Și se poate face țuică din el. Da? Și-l avem și călcăm deci, pe ele. Vă rog să nu înțelegeți că tot ceea ce discutăm noi aici e un, cum să spun eu, o recomandare pentru nici vorbă. Nu, pentru, a, e... pentru a trăi, pentru a face bani. Pentru a face bani, da? Nu deci, Vreau aici de bani. Deci am dat trei specii înrudite, trei frați, prun, scoruș păsăresc și corcoduș, care le avem astăzi în România, călcăm peste ele, nu știm ce sunt în cazul lui prunul serotina, sau știm ce Bun, sunt... Da, Romsilva, dacă mă duc cumva la Rom -Silva și spun, uite, aș dori să Recoltez, pronunț erotina. Se găsesc uh, formule în de gălie, înțelegere. Sau mai bine să nu mă duc pe acolo, Acum, dacă mă întâlnesc cu eventual să le spun. La mine, în a fi vorba de pădure privată, da. este o altă abordare. Sigur că da. Dacă e vorba de pădure a statului, e o altă, de la caz la caz. Am dat trei exemple. De ce suprafață am nevoie să trăiesc corect? Două hectare dacă fac țuică. De cât am nevoie ca să trăiesc prost? Ține-o minte, 20 de hectare, frate. 20 de, da? de hectare, ca să muncesc Asta mult. Asta e paradoxul, dom'le, dacă vrei să trăiești prost, cultivați 20 de hectare de prun, dacă vrei să trăiești bine, cumpără 2 hectare și ți-s suficiente. Ca să faci un produs de să nișă, un produs, sigur certificat că, da. ecologic, evident, că noi aici vorbim de ecologie, și vorbim de, de afacere... să poți să o gestionezi ca lumea, pentru că ai o vrei așa, când vezi că ai 20 de hectare, depozite și să faci suică, deja e absurd, e aberant. Nu, da, Departă logistica, hectare, infrastructura logistica umană e și materială este Sigur. foarte mare. Nu se justifică o astfel de abordare. Trebuie să ne rezumăm la acest potențial pe care îl avem. Față de alte specii care vor veni acum la rând, unde o să vedem că sunt foarte greu de realizat, de aceea scumpe produsele și nu le avem. Bun, haideți să vorbim. A doua categorie. Dar aș lua a doua, a doua categorie de specii, că mai avem. Sunt trei grupe de specii. Anume. Deci avem prima categorie, prunul, scorușu și da, cărcădurșul. Avem a doua categorie, cireșul și vișinul. Da. Și avem a treia categorie, caisul și piersicul. Din cele trei categorii, prima care avem în România și nu o observăm și nu o folosim, este cea de care am vorbit. A doua și a treia, în special a treia, cais, piersic, avem probleme majore de a le cultiva. Datorită unor probleme tehnice majore, apoplexie, fenomene pe care le au aceste specii. De aceea, cai, persic, cireș și vișin, face mai greu în România, în special cai și piersic, care sunt două specii pretențioase față de temperatură. Da, profesor, dar eu țin minte, mergem acasă și la casa vecină, mă opreau o bătrânică, Dumnezeu să o ierte, să o odihnească, așa o femeie înaltă, sprijinită într-o cârjă, și spunea, dinuțule, hai un pic în Și îmi dădea, avea un, un, un uh, piersic, care creștea așa, plin de vie, de viță de vie peste el. Și îmi dădeam fiecare zi, în vremea când era perioada piersicilor, o piersică cu gust. Nu erau foarte mari. Aromată. din calea afară, deosebită. Piersici de vie, așa cum se S-au dus. Deci erau astfel de... S-au dus și vire? S-au dus și Da. De ce? S-a întâmplat ceva sau ne-am pierdut de prindere. Câtea vreme cât ăla, eu l-am ținut minte de copil, era cât casa, probabil că era acolo de 30 de ani și am mai fost acolo încă o vreme. Mă rog. De deci că... la mine, eu vorbesc doar de ceea ce cunosc. La mine în sat, în sălaj, tot ce înseamnă vie în afara satului, nu se mai cultivă. Este abandonată. Tot ce este vie în interiorul satului, datorită vârstei, încă oamenii o mai cultivă, o mai întrețin. Dar tot ce este în afara s-a pierdut. Ori acolo este și piersicul deci, practic, vârsta, acest fenomen de îmbătrânire. Bun, dar eu mă refer la faptul că loc, să zic, sau condiții ar fi. A, bineînțeles. Deci să nu spunem că e dificil de făcut pentru că avem condiții, Și vorbesc -avem de piersici în sălaj, mediu. adică vorbesc de piersici într-un județ, <cute> care nu, da. într-un județ sudic, unde avem temperaturi, nu vorbesc în un județ vestic, nu vorbesc de arat sau de bivou, da, da, da. vorbesc de sălaj, un județ unde piersica, în anumite zone, merge fără probleme, piersica e de vie. Bun, caisul. O specie cu adevărat problematică. Are o boală, are o festival, o boală, are un sindrom, mai bine spus, se cheamă apoplexie. Adică un fel de prăbușire a plantei, da o pieire prematură, datorită unor cauze multiple. Verticilioză, bacterii, ciuperci, virusuri, lefrol uh -huh. lef și altele. Și atunci, față de a te apuca acum de a produce cais, extrem de greu în România de astăzi, de a face piersic, care încă mai merge, la cireș la vișin, e un pic mai simplu, dar oricum mult mai complicat decât la prun și la prima categorie. Cireș vișin, dacă ne uităm azi în România cine deține astăzi hectare de cireș în Cluj, în Sălaj, în România Cireșoia. de astăzi. Cireșoaia în Bistrița. În Bistrița, da. O, o comună, un o, sat. Enclavă, așa. o enclavă dar dacă vorbim să mai căutăm încă 50 de ferme de 3, 5, 10 hectare în Cluj, Sălaj, în, a, în alte zone, e greu de găsit. De dar ce? pentru ce? De ce? Pentru că vorbim de sâmburoase. Sunt foarte sensibile la înghețurile târzii de primăvară. Este marea lor problemă. Dacă ai greșit și ai pus într -un, pe un teren unde ai un îngheț târziu, cu aceste schimbări climatice pe care le cunoaștem la ora actuală, schimbări climatice care fac că acum e cald, dar nu știm dacă peste 3 săptămâni de zile, uitați-vă afară, avem 10 grade. Dacă mai ține povestea deci așa, două săptămâni... e sartămâni. important să identifici un microclimat relativ de re, stabil de reg, sau... De regulă, pentru a putea ține în viață o, o cultură de sâmburoasă, nu o pui pe expoziție sudică. Nu o pui unde... Încât să, să nu florească prea devreme. Deci trebuie să te duci pe, o, pe expoziție nordică, nordestică, nordvestică, în așa fel încât să, 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 întârzi, să întârzi înflorirea, înflorirea, înflorirea da. în speranța, că vei depăși înghețurile târzii Am din primăvară. Asta e miza. Asta este elementul care în proporție de 99% din variante îți dă eșec sau câștigă al culturii. Dacă ai noroc să treci de îngheți, mm -hmm. ești un om ferice. Mai deci asta ar... e sensibilitatea numărul Bine, mai, spun, mai da? apar și alte probleme. Gheața. Da? La gheață se da, zice okay. mai scapi. Dar marea problemă pentru sâmburoase, chiar și prunul, intră în categoria respectivă, este legată de chestiunea legată de îngheț. Îmi spune Gesserzi. colegul meu, Marcel, în cască că bădăcinul în județul sălaj ar fi o marcă. După Marina. În, în materie, După Marina, cum am, În nu? materie de cireșe, îmi, B spune, îmi spune. Bădăcin materie. pentru Maniu, pentru istoria, am înțeles. Uh, Un pic pentru cireșe, probabil. Istoria cireșilor, nu știu. Au, mul, au mai mulți spruni în bădăcin decât, decât cireșii, cireș, nicio da. problemă. Și bădăcinul și Marinu sunt cunoscuți prin istoria lor, vis-a-vis -vis de preda interbelică da. și vis-a-vis -vis de prunilor. Deci asta vis, -a vis Deci avem trei grupe de sâmburoase, pretențioase ca ispiersic, mai puțin pretențioase, dar oricum cu probleme cireș-vișin cireș -vișin. și destul de întâlnit în România prânul nostru care îl cunoaștem peste tot. Din păcate... Nici cu această categorie, nici cu prima, nici cu a doua, nici cu a treia, n-am avut o strategie de marketing în care să mergem pe procesare și să ducem povestea asta în final. Bun, luăm o pauză, dragi prieteni, continuăm apoi în legătură directă cu dumneavoastră cei de acasă, încercăm să ne clarificăm și în povestea vișinului, a, a cireșului, a caisului și a piersicului, Totuși, dacă îndrăznim să facem acest lucru, pentru că trebuie să îndrăznim să facem și acest lucru, chiar dacă sunt mai pretențioase, nu? Dacă ai grijă de ele și le oferi condițiile optime, poți să realizezi acest produs. O să încercăm să vă arătăm cam care trebuie să fie dimensiunea unei afaceri în domeniul ăsta, încât să câștigați 1000 de euro de care vă tot vorbim noi pe lună. După pauză revenim, dar reveniți și noastră cu spre noi cu telefonul despre noi. Ne-am întors, oameni buni, continuăm discuția, mai avem un ceas la dispoziție, telefonul aveți afișat, așteptăm să ne sunați, să intrați în legătură directă cu noi. În această seară, informații suplimentare despre pruni, prunus serotina, corcoduș, corcoduș cireș vișin, caiș piersici, despre asta discutăm în seara aceasta și o cifră foarte faină, foarte interesantă. Într-o comună, în România, știți cât, câtă țuică se producea pe vremea lui Ceaușescu într-o comună, oameni buni, <laughs> în <județ, laughs> într-un sat mai curând, da, în județul Sălaj. Ia, cine ne sună în seara asta, îi rog eu frumos să ne dea, fie, o să întreb pe fiecare dintre cei care sună, să vedem dacă estimează așa, să zicem, în mare cam câtă că se putea produce într-un sat. Să vă gândiți la o sumă la o cifră uh, mare pentru că nu i de glumă, fraților. Îmi imaginez, domn profesor cum arăta ficatul românilor pe Vremea lui Ceaușescu, dacă atâta țuică să și producea da. și atâta să și bea. Nu. Și țineți cont, pe stați un pic, nu acolo un sat, evident, că să vină în țara, dar ăsta e un sat. Deci la nivel de România, dacă ar fi să facem o, o socoteală așa aleatoriu, bănuiesc că se făcea la, nu știu, cred că omul și litru, cel puțin. Ce omul da, și n -n litru? N-am calcule pe zonă pe zona respectivă, dar sigur, eu vin dintr-un sat în care s-a făcut multă țuică, fi fiecare familie având cazanul propriu. Să nu spuneți cât, că asta e întrebarea serii. Câtă țuică se producea în... Ziceți ce să le dau premiu oamenilor? Le dau un litru de țuică, uite. Legal. 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 De la Silviu. De la Silviu, uite. Săptămâna viitoare, celor care ghicește, care e cel mai aproape, să zic, de, 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 cifra adevărată, primește un litru de țuică de aia faină, făcută legal și vândută în mod legal în România, da? Bun, domnul Ioan, am înțeles, din Gherla, am înțeles. Bună seara, bună seara. domnul Criste, bună seara și pentru domn profesor. Bună seara, ascultăm. Domn profesor, eu am două hectare jumate de prun divate. Cu cât îl vindeți, domnul Ion? Nu vând, că acum l-am proiectat. A, ah, am înțeles. Vreau să-l întreb pe domn profesor, sunt în ecologică. Anul 4, un hectar. Și un hectar e anul 3 în conversie. Așa. Câtă, câtă, subvenție să dă pe hectar m-ar Bun, asta e una întrebare. Și dacă mă încadrez și la agromediu, că eu îl întresc și îl cosesc an de an. Am înțeles. Bun. Manual. Domnul Ion, da. câți litri de țuică se făceau în, în comuna, în satul Marin, din județul Sălaș, pe vremea lui Ceaușescu? Domnul Christ, eu acum, azi patru ani, am avut nu, evitați răspunsul, de... domnul Ion, ce faceți aici? Bocterim? Evitați răspunsul. Cât se face, ce ziceți? Cât se făcea? Păi să făcea tone întregi, sute, mii. Nu, ziceți-mi o cifră acum, nu mă luați cu tone, că nu știu ce păi înseamnă. Păi ce să vă zic, eu făceam și pe vremea lui Ceaușescu, meream în bistrița la fel, câte 3 400 de litri când aveam producție pe hectarul la bătrân, pe da, la vechi. Bun, bun, dar ziceți-mi o cifră acolo, care vă trece prin cap? 500 de litri. Nu, domnule, la nivelul întregului, întregului sat, toți oamenii din sat la oaltă. O, altă. Oh, la, la nivelul tot satului, păi, știu eu, 5-6.000 de litri. Am înțeles, 6.000 de, de litri. Satul e mic. Da, 6.000 de litri, că satul e mic, slavă domnului că e mic, <laughs> altfel ne puteau, ne puteau, inunda. Vreau <laughs> domn să decât, domn profesor, eu am plantat Bun. anaset, altantan, Uh, tuleu gras, uh... Haideți că încercăm Saren. să vă, vă răspundem la ce a spus până acum ca să-i lăsăm și pe alții că așteaptă multă lume pe fir. Bine. Mulțumesc, bine. Doamne, ajută! Spor la treabă! Uh, rugămintea, dragi telespectatori, punem întrebări punctuale legate de un plan de afaceri. Deci nu, nu ne interesăm acum chiar de subvenții, plăți și așa mai departe pentru că asta e treaba celor de la APIA. Nu l-am auzit pe domnul profesor să vorbim despre asta că nici nu-i presortul o, bă, domniei. E, 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 răspund răspund de rapid, sigur, rapid, da răspuns da, rapid, da, rapid, sigur. Da, da, fi la, Bun, subvenția actuală pe un hectar, de prun, un hectar de pomii în ecologic este de 393 de euro pe hectar astăzi. Subvenția propusă de către noi pentru următorii șapte ani de zile va fi de 600 până la 700 de euro pe hectarul de pomii. Deci, în ecologic. Acum 393. 393. Și am propus undeva la 700 de euro pe hectare. vom vedea cum vom negocia cu Guvernul României acest subiect, dar oricum nu cred că vom coborâ mai, mai, jos de 600 de euro pe hectare subvenția pe următorii șapte ani de zile pe un hectar de pomi în agricultura ecologică. Doi, vis a -vis de întrebarea a doua a domnului Ion, cea de tuleu, a început să vorbească de ce soi era plantat. N-ai ce să cauți în agricultura ecologică cu tuleu gras. Aici vorbim de soiuri rezistente la boli și da. de mânători, la probleme vinete cu... românești, la grasă românești, la roșioare, la ce avem noi la ora actuală în conveier și nu să venim cu soiuri care sunt sensibile și care au nevoie de substanță chimică ca să le ții în viață. Asta ar fi, să zicem, recomandarea mea, dacă că le-a plantat în ecologic, s-ar putea să aibă probleme de natură tehnică. Eu, singurul regret, că nu mai găsești pe piață prune de calitate și bune și gustoase, regretul meu e după pruna aia bistrițeană, să spunea. Era faină, aromată, deosebit de gustoasă. Acum, ultima oară când am fost spre Bistrița, în vară, ne după un radar, mi-am luat niște prune de pe marginea drumului, dar nu știu, cred că sunt reglote de alea, cum le spune. Reglote, da. Care, cum se altand, da. Care au nicio, nicio -au, Dumnezeu, au niciun Au doar mărime, au gust. Arată frumos, așa, Sensibile la bol de nevoie de chimie <coughs> să le ții în viață. Dar nu le iei de două ori. Adică le o odată și la revedere, nu-ți mai trebuie. Domnul Vasile din Focșani, bună seara. Bună seara, domnul Dimu și profesor, care este un studio la dumneavoastră. Bună seara. Vreau să îl rog și eu pe domnul profesor sau pe dumneavoastră de recomande anumite soiuri de portal 2. Pentru, mă refer pentru speciile sâmburoase. Dar sunteți pe piniera autorizată? Nu, sunt o persoană fizică din Focșani, domnul profesor. Dar nu aveți voie legal să faceți treaba asta, domnul... Nu, dacă... mă refer pentru cultivare de uz familial, acolo, 20-30 de pom Am înțeles. În, uh, ar trebui să mergeți pe Frank, pe portaletoii Franc, uh, în cazul prunului, da. dacă vorbim de... Pentru de de... că sunt unii, deja am câțiva plantați, care mă refer în special la caiși și la niște soiuri de prună, la renclo și <coughs> la... Da, numai că eu, aici, ca să ne înțelegeți, noi vorbim de afaceri în agricultură ecologică, nu vorbiți vorbim deja da. de portaltoi care merg pentru soiuri care merg în agricultură chimizată, nu face obiectul emisiunii noastre. Noi da. vorbim aici, nu avem ce căuta în agricultură ecologică cu renclod, cu tuleu, cu Am aceste inteleg, soiuri gândite da. pentru agricultură chimizată. Da. Noi aici vorbim de populații locale, de soiuri românești cum ar fi vinete românești, grase românești, roșioare, pe care le are țara asta în sute de mii de hectare și nu le avem bine gestionate în momentul de față, adică Domn... nu, le putem, nu le, putem, valorifica, nu le vindem. Domnul Vasile, da, vă ascult. câți litri de țuică credeți că se fac în marină? Vreo 15.000 la întrebarea dumneavoastră. 15.000, da. ziceți dumneavoastră. La trei familii, da. Eu o da. să vă rog frumos să rămâneți care ați început să intrați în jocul ăsta până la finalul emisiunii. <coughs> poate mi aduce ceva. Nu, că să... eu vă ascult cam în fiecare seară și Da, mulțumim frumos. Ne bucurăm. Da, bine. Sănătate și emisiunea plăcută și Doamne, ajută. Doamne ajută, domnul Vasile și vă mulțumim pentru faptul că ne stați alături. Uh, <coughs> 15.000, poate îmi dă cineva ceva de potriva împotriva Pe... virusilor. Domn profesor, da, câteva familii. vedeți cum ați deschis subiectul ăsta despre țuică. Să discutăm să un pic ca așa, în sensul că lumea vrea să afle și altceva adevărat. O să facem o nu știu, pe săptămână o ediție dintre asta la Liber sau o dată la două săptămâni în care să sune lumea și să întrebe efectiv chestiuni punctuale care îi privesc și nu care... Știți, subvenția pentru oameni este importantă, este sigur un subiect că delicat. da, Sigur că da, însă mai facem și cu cei de la APIA care să zicem sunt în măsură să le răspundă în general la, la, la întrebări, să sigur că da. Pe cine avem pe telefon? Avem un telefon? A, nu avem. Bun. Haideți să mergem, domn profesor, la povestea asta cu, cu Cireșul și cu Caisu, și cu... Vișinu, da. Vișinu. Haideți să dăm un pic dimensiune subiectului, să vedem. La Cireș, înainte de a vorbi de Cireș, aș merge la o altă specie extrem de importantă, care o avem astăzi în România, ca și resursă, și noi o utilizăm. Cireșul amar. Și apoi vorbim de Cireșul comun. Cireșul amar. Uh, o specie întâlnită în România se face un produs deosebit, o țuică deosebită. Avem zone unde avem cireșe amare în uh, flora sălbatică și nu utilizăm această resursă. Ca să iau ca și prim exemplu, specia de cireș. Avem diferite soiuri, amara uh, și, al și alte soiuri, care pot să fie utilizate pentru a avea o afacere corectă pe cireș amar. Bun. Cireșul comun acum. Când spui Cireș, spui Moldova. Lăsăm deocamdată să nu ținem foarte mult pe telefon pe oameni. Domnul Ioan din Vișeu, bună seara. Viseu, Alo. Alo, bună seara. Bună seara, domnul Ioan. Pop de la Vișeu de jos. Eu vreau să-l întreb pe domnul profesor, domnul eu am făcut și eu ecologic. Cu ecologic vreau să vorbesc, numai cu ecologic. Am, am 0,34 ani. Numai ecologic. Ecologic am, am făcut urchie de la, a și ne-a dat hârtire la o doamnă, le-a dus la Baia Mare. Domnul Ioan, da, da. ce vreți să ne spuneți despre subvenții? Da, despre subvenții. Dar nu, iertați-mă, deci chiar nu vreau să discutăm despre subvenții în seara asta. Haideți să ne înțelegem. Discutăm de culturile de prun, cireș, vișin, încaiși, piersici. Păi eu din -am. Păi am, am spune? înțeles, dar acum nu discutăm despre subvenții, discutăm despre cum poți să faci din plantația aia de 0,30 de ari, sau cât a spus că aveți 34 de ari, cum putem să facem o afacere. Deci dacă ne interesează atunci când facem ceva pe planeta asta, numai subvenția pe care putem să o obținem, nu o să progresăm niciodată. Dacă ne interesează cum să o dinamizăm economic afacerea aia, încât să uităm de subvenție la un moment dat și să vedem că ne putem câștiga existența din ceea ce producem, se schimbă treaba. Păi bun, dar unde se le vând atunci? Eu vreau să fac ceva sănătos și bun. <coughs> Păi, da, hai să vorbim despre asta. Acum, subvenția, vă spun ea de la Apia, dacă vă dau sau nu vă dau. Nu, nu spus... la Apia, că eu am făcut o hârtie la, la Baia Mare. Păi numai la Apia, la cine ați făcut hârtia? La nu prefectură? A la certificări, mare, mine, vorbesc. certificări. Da, bine, certificări. Bun. Bun. Mulțumim pentru intervenție. Haideți să discutăm, oameni buni. Dacă vreți să discutăm în această seară, am, inter... am ce să-l întreb pe domnul profesor până la capătul emisiunii, să nu risipim că e păcat. Adică încercăm să vă arătăm ce trebuie să faci dintr-o cultură de cireș, de ce dimensiuni trebuie să fie ea, ca să-ți faci un bănuț cinstit în, în propria casă. Că al minte, tot discutăm de subvenții. Vezi, asta e țara subvențiilor și a asistațiilor sociale, așa cum am spus și noastră de teorie. Asta înseamnă subvenția în România, din păcate. Sume mici încă și așa mai departe Care, cum să spun, le așteaptă omul așa Cu uh, capul pus în... Uh... Da, din păcate așa, Asta se întâmplă, cred că domnul vrea să întrebe De la Vișeu, cred că vrea să întrebe uh, Era probabil în conversie în anul 2 sau 3 Când va începe să primească și el Pe Eu am înțeles, subvenția dar e, o altă, e o altă temă, e, e o altă e o altă sub... temă nu Avem scris. apia, vine apia dată la două săptămâni La noi, sunați atunci Vă răspundem cât putem la întrebările cu pricina absolut Bun, hai să ne întoarcem. Cireșul Amar și C alte... Și Cireșul Comun. Cireșul Comun. Când spui Cireș în România, spui în primul rând o zonă a României, de la Botoșani în jos, Iași, Vaslui, Neamț, Bacău, Vrancea. acolo la acasă. E patria lor. Am înțeles. Chiar dacă stațiunea de la Bistrița este cea care a construit tot ce înseamnă conveier sau mare parte din conveierul varietal. Da? Uriașe de Bistrița. Și alte soiuri sunt cele de la bistrița, de la stațiunea Pomicolo de la bistrița. Dar mare parte din uh, suprafața din România da? le avem acolo. Sigur, pentru că e vorba de bistrița, nu se putea să nu avem la Cireșoaia un pic de cireș, dar sunt zone, să zicem, izolate în județul bistrița, unde avem suprafețe însemnate, da? Dar aceasta este zona de care vorbim. Acum, ce înseamnă afacere pe cireș? Ca și dimensiune. Maxim 2 hectare. Dar nu că dacă vinți cireșă, evident. Dacă vinți cireșă, vorbim despre fete foarte mari. Dacă vorbim de afacere de uh, procesare în materie de um, cireșe, va trebui să vindem cireșată. Să nu vindem cireșă, da? Pentru că și în cazul acesta o să avem nevoie probabil de 7-8 hectare de cireș pentru a face 1000 de euro pe lună, mai puțin decât la pruni. cireșele la un alt preț, mult mai important. Este o specie mai rară în România față de prun. Deci ca Fru... să vinzi fruct proaspăt? Ca să vinzi profesorii. fruct proaspăt undeva la 8 hectare, 8 ca hectare. să facă 1000 de euro, în timp Destru ce mult aș avea nevoie de, nevoie de. de un hectar jumate maxim ca să facă 1000 de euro dacă vând cireșat, adică dacă vând produsul procesat mm -hmm. final. Da? E, un, e o specie mult mai interesantă decât la prun, datorită faptului că e mai sensibilă și nu o avem în tradiția noastră. Noi suntem o nație în care prunul este baza la sâmburoase și nu cireșul. Îl avem și cireșul. L-am avut pe vremea, să zicem, comunistă, în diferite zone, dar destul de puține. În Cluj, de exemplu, dacă vorbim de orașul Cluj-Napoca, îl mai avem undeva la 45-50 de hectare în zona, într-un cartier al Clujului. Dar atâta, dacă mai cauți încă 10-50 de agricultori care să aibă 5, 10 hectare de cireș în Cluj, nu-i găsești. Da, asta înseamnă că totuși se pretează. Și la zona, da. ca să nu înțeleagă. Din... Poate că din... sunt unii care doresc să facă da, Evident, asta. deci Clujul, Bistrița, de județele noastre, să se pretează fără probleme pentru cireș și vișini, cu condiția că aleg foarte bine locația, să aibă o expoziție nordică, ca să scape de înghețurile de târzii de primă din primăvară. Aici este esența problemei. Domnul Ilie, bună seara! Bună seara! Bună seara Vă ascultăm! Bună seara, bună seara. Vă ascultăm. Spuneți-ne mai întâi câtă țui că se face acolo la Marin. Cât se făcea? Cât, să ne spuneți mai întâi câtă... N-a fost pe fază de la început, probabil. Va da, da Câtă da, da, că da. se face în satul Marin, din se, din județ... făcea. făcea. mai curând, pe vremea lui Ceaușescu. Cât credeți dumneavoastră că se făcea în satul ăla din județul Sălaj, în satul lui domn profesor? E, zic așa, 50.000 de litri? 50.000 de litri. Da. La, la, Bun. 10, la, la, 10 familii, la 10 finalul emisiunii, vă spunem cât țuică se producea da, în, da, da. în satul ăla, și cine e mai aproape de cifra reală, ia un litru de țuică săptămâna viitoare. De la eu noi. Da, e legală, adevărat. Spuneți, domnul Iliă. Felicitări pentru emisiune. Mulțumim. Felicitări, domnului profesor, pentru tot ceea ce face, pentru agricultură și special pentru România. Uh, Facem ce și, putem a -a, și noi. Să trec direct la subiect, ca da, să vă nu rog. mai rețin și alți uh, telespectatori. Eu dețin două, două, hectare de teren în România. Eu mă sunt din Germania acum. Și m-ar interesa ce sui se pretează în zona Gorjului. Gorj? Da. Da. La, la interferența județului Gorj cu Dolj. Altitudini? Cu, al, zonă, zonă colinară, cam Aproximativ 4-500 de metri. Am înțeles. Bun. De unde, de, de unde, se, pot, de unde se pot procura poeticile? De pruni. De pruni. Și pruni da. cu randamente bune, pentru că și aici cred că e o problemă sau nu e cazul. Da, depinde acum ce, ce vreți ca și destinație finală să fie. Să vindeți produs în stare proaspătă <coughs> sau să vindeți produs procesat final. Să faceți tuică sau. Da, pentru țuică, pentru țuică, că cred că asta e cea mai, nu știu, cea mai, cea mai, cea mai, mai ușor Absolut. Deci, dacă mergeți pe țuică, nu se pune problema de a merge pe soiurile moderne, chimizate, pe renclod, da, și pe tuleu pe celelalte, ar fi bine da. să mergeți pe populațiile locale, care le avem noi astăzi în România, sau pe soiurile tradiționale, pe vinete românești. Noi avem un soi acolo, dar nu, nu, nu știu, nu mai, nu mai produc, nu știu ce se întâmplă, produceau odată, dar acum produc odată la 5 ani. Alt... Este vorba de un fenomen de alternanță de rodire, adică un an face prune, un an nu face prune. Și lucru ță... care poate fi reglat, nu? Lucru care poate fi reglat, țăranii pun treaba asta pe, pe domnul, pe, pe, treaba domnului, de, da. că îi pedepsește pentru faptul că au păcate. De fapt, este o chestiune care este legată de reglarea încărcătorii de rod. Asta înseamnă că dacă într-un an ai foarte... Mulțumim, mult... domnul Ilie, dacă doar atât. Mulțumim frumos pentru intervenție. Domnul, domnul Dinu, nu, mai puțin, nu mai puțin. Vă rog. Pe lângă subiect, nu vreau să insist. Am, 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 lăsat, am mai lăsat numărul la colega dumneavoastră. Nu vreau să insist la domnul profesor. Știu că are timpul foarte, foarte ocupat. Dacă A dorit să luați legătura cu dânsul, da? Dacă se poate. Deci nu Haideți că vă promit că îi dăm încă numărul de telefon nu, al dumneavoastră nu, și num, o să vă sune de profesor și, în zilele trebuie care urmează. Dacă dânsul, dacă dânsul poate și are timp, eu v-am zis, mă întorc, aș vrea să mă întorc în România. Aș Doamne, vrea, da? ajută! Dacă poate dânsul să mi dea câteva sfaturi, că nu e ușor să vin în România și. Domnul Ilie, unul din, una din, din temele noastre, să zicem, fundamentale, pe care le promovăm așa și mai în, mai în secret, să zic, de, la, de pe canalul ăsta de televiziune, să-i facem pe români să întoarcă acasă, pe mare parte dintre ei, pentru este că... miza noastră, da. E una din mizele noastre, de fapt, pentru că există potențial remarcabil în țara asta, există nevoie de hrană, există nevoie de, de tot ce e de pus pe masă și de îmbrăcat în, la poporul ăsta însă deocamdată ne fac au ajuns francezii să ne slujească, să zic așa, să ne trimită hrană sigur, pe bani, nu degeaba nemții și alții de pe Cum lângă mai? noi noi am devenit boierii Europei, noi, sunt, noi știm să consumăm și cam atât, nu să ne da, producem da, 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 singuri Așa că, cu mare plăcere. O să vă sună, domnul profesor, fără, fără îndoială și o să, o să stați de vorbă. Da, aș completa pentru... Dacă mulțumesc n foarte mult vă, pentru vă mulțumesc intervenție. Mulțumesc și eu, o seară, o sară plăcută Doamne și... Doamne ajută! Bune. Aș termina cu alternanța de Sănătate. rodire. Alternanța de rodire, faptul că... Pomii... E pentru păcate, domn' profesor, pentru că dacă faci țuică, eventual, că când... nu mai păcătuiești. Deci, de... din păcate, folclorul spune că un pom face un an da și unul ba, așa zice, pe motiv că păcatele din lumea de astăzi vin asupra lui. N-ar fi cător... rău să fie așa, domnul profesor. -ar fi rău să Poate fie la unii așa. să stea vreo 5 ani în pauză, în alternanță de rodire Nici și să mai vină în anul 5 numai la producție. Bun, este vorba de o reglare incorrectă a încărcăturii de rod, adică câți muguri de rod lăsăm pe, o, pe un pom. Dacă supraîncărcăm acel pom și nu avem tăieri de rodire corecte, corespunzătoare, vom avea într-un an mai mulți muguri de rod care vor declanșa un alt fenomen în iarnă, în timpul repausului vegetativ, când în loc să îmi transfer, din, când voi forma uh, noi muguri pentru anul viitor, în loc să dau drumul la muguri de rod, ca și pom, voi da drumul la muguri vegetativi. Și atunci, un, și a, un, un an o să am, o să am ramuri o frumoase, de cumva în nu... un an voi da ramuri, <coughs> pe care le fortific, după care anul viitor voi da fructe. Asta este gândirea pomului. Dacă nu lăsăm doar numărul de fructe necesare pe acel pom, va avea un an da, un an ba. Deci este bine de explicat. Po se poate, că... poți să-i pomului să-ți dea în fiecare poți an. Poți să să-i ceri să-ți dea în fiecare an. Singurul necaz care poți să-l ai este temperatura, adică înghețul. Aici n-ai ce să faci. Dar, ai ce să faci la îngheț, bineînțeles, dar se zice mai greu. Bun, domnul profesor, n-am pomenit de pildă, imediat în lungi pe domnul Emilian, N-am pomenit de materialul săditor, de cât poate să coste înființarea unei culturi de cireș. Să spunem, mergem pe dimensiunea cea minimală de 2 hectare, în care poți să câștigi dacă procesezi și faci cireșată sau vișinată, două hectare sunt, sunt, sunt îndeajuns. Cum? Acum suntem, în sunt, suntem într-o zonă, cel puțin noi la Cluj, aici într-o zonă în care jocul vis-a-vis -vis de pepiniere îl face stațiunea de la Bistrița și cei de la Iud. Sunt cele două, să zicem, cei doi jucători de stat sau foști de stat. Mm -hmm. Pe lângă ei au apărut, evident, și mici jucători privați. Dar jocul mare, tradiția, vine special de la, de la Bistița. Sigur că da, vrei să ai material săditor, îl vei lua undeva între 3 și 5 euro pe bucată. La Cireș, dacă mergi pe schemă în agricultură ecologică, pe soiuri în agricultura ecologică, va trebui să mergi pe schemă de plantare de 7 pe 7, 7 pe 8, asta înseamnă 200 de plante pe hectar, înmulțite, să zicem, cu 4 euro, 5 euro, e o poveste care te duce la 1000 de euro plantele, astăzi, deci, pentru o fiță la andemână, rezonabilă, ca și, să zicem, ca și, ca, și ca și costuri al plantelor, după care, sigur că avem și alte costuri de înființare, nu numai plantele, avem plantarea efectivă, care este aducătoare de costuri, avem apoi anii de întreținere, pentru formarea coroanelor. La câtă vreme ieșim pe rod? Anul 3, anul 4, anul 5, anul 6. Depinde înțeles, de, de clar. regulă. În, în, producție normală vom intra anul 5, anul 6. Domnul Emilian de la Bistrița, bună seara! Bună seara, vă salut domnul Cristea și salut pe domn profesor. Ne-am mai auzit acum vreo 3 săptămâni. Domnul Emilian, câtă țuică se făcea la marină? 500. 500 de mii de litri? Da. Am înțeles. Domnul Cristian, o întrebare din nou, am mai sunat atunci când a făcut cu alunul, vă rog, acum cu prunul, prima întrebare, aș vrea să pun la domnul profesor, eu am o suprafață mai mare, am vorbit atunci, 12 hectare, 14, dumneavoastră zic că 12, 14 hectare, și m-ar interesa să plantez ceva pe ele. am uitat la toate emisiunile, m-am uitat la NUC, am uitat la... Da, căutați variante încă. Bun. Exact. Și am vrut să-l întreb pe domnul profesor cum aș putea lua legătura cu dânsul dacă îmi lasă numărul și... Bun, lăsați-vă telefonul în... în regie, o să vă caute domnul profesor și o să vă dea o recomandare. Oricum, recomandările sunt cele pe care le facem și noi aici la televizor. Sigur că noi mai avem, mai avem pentru anul acesta încă vreo 40 și ceva, 70 am propus noi. Sperăm să le putem uh, epuiza pe toate până am la am finele înțeles. sezonului. Vedeți, la mine e chestia e o suprafață mai mare și nu pot să <coughs> fără niște fonduri europene. puteți până. să începeți eventual și pe suprafață mai mică. Nu trebuie, dacă aveți 15 hectare, nu trebuie să înființați 15 hectare de cire sau de alun. Atat exact, ai câte... Interesul meu să-l plantez, să nu mai îl las așa. L am înțeles. Bun. Mulțumim pentru intervenție. Luăm o pauză, ne întoarcem apoi. Mai avem apoi 25 de minute alături de noastră. Profitați de ele rugămintea mea încă o dată, lăsați țuica deoparte, da? Că întrebăm așa un pic, un pic pe delături. Prunci reș, vișin, cais, piersici. Despre asta discutăm în această seară și nu despre alte idei. Alte idei cu alt prilej sau în cadrul unei alte emisiuni. O să facem și o emisiune eventual de consultanță, așa, în care discutăm efectiv pe ce ar putea face oamenii pe lângă casa lor. Ne întoarcem în câteva clipe. Da, ne-am întors oameni buni, mai avem uh, nu foarte multe minute la dispoziție, de aceea cei care doriți să intrați în legătură directă cu noi și să ne adresați întrebări punctuale pe propunerea noastră din această seară, și anume afacerile cu prunci, cireș, vișin, caiș, piersici, uh, vă așteptăm uh, cu mare plăcere să vă dăm uh, detalii suplimentare. Vreau să revin la. Uh, am pomenit de. Uh, care ar trebui să fie dimensiunea unei. Și de pepiniere. Era și la pepiniere, de pepiniere da. Deci de marea, unde? marea problemă acestei nații. <coughs> În materie de agricultură, este că de 24 de ani n-am avut pepinierele ca și prioritate națională. Am avut, toate, toată lumea s-a gândit să planteze. Și cum am neglijat complet pepinierele, cele de stat sunt pepiniere de stat, te duci să cumperi astăzi nuc, o să spună dă-ne niște bani în avans și peste un an, doi vă dăm plantele. Deci nu au stoc. Nu au da? stoc. -au, să -ți Pentru că că au capacitatea să-ți să Cei privați dacă sunt desprinși din foste unități de stat, au experiență și în funcție de putere se dezvoltă mai bine sau mai rău pe subiectul respectiv, dar statul, ministerul, n-a gândit o politică națională de apărare a unor soi românești, că vorbim de nuc, de alun, de prun sau de altceva, din păcate. Și atunci ne trezim astăzi că vrem să cumpărăm material seditor și mergem și nu-l găsim Păi este... despre tragedia asta ar trebui să vorbească Victor Ponta, nu de... Parcă s-au trezit acum din morți și ne spun că e o tragedie să fi în situația de a cumpăra hrană din afară și de a nu să o produce acasă, dar până acum o... pe ce planetă am trăit? Adică ni se, ni se întâmplă de ieri, de azi chestia pe, pe asta? Pe pepiniera. Și plus de asta și aici, în domeniul ăsta al pepinierilor. Încă o dată vorbeam noi de programele de reconversie și acum va venit și asta pe pom fructiferi, care iarăși ne prinde situația în pe care ați evocat-o dumneavoastră, așa cum ne prinde iarna, ne pregătiți, așa ne prind programele de reconversie. Că e vorba de producție animală, fără... că e vorba de pepiniere, exact. România n-a priceput că această verigă din lanțul tehnologic este cea mai importantă verigă care poate da un trend crescător unui sector economic. n în mână gena, adică fondul tău genetic național, verificat, adaptat în această țară, cum vrei să-ți dezvolți nația cu soiuri neverificate în România, neadaptate în România, da, care neaclimatizate, bine. Dar nu o să fie niciodată care, egale cu... un exemplu, nuci, toată lumea vorbește, vrea nuci, nu găsește România de cumpărat și cumpără din Ungaria sau din Franța. Nu-ți verificați, nu s aclimatizați și o trântesc Aruncă în groapă, în pământ, da. mii de euro, pentru că nu am avut inteligența de a avea soiuri românești. Domnul Diaconu din București, bună seara! Bună seara! Domnul Diaconu, mai întâi, dacă sunteți amabil, câtă țuică credeți că se producea într-un sat din județul Sălaj, pe vremea lui Ceaușescu? Dar lăsați-vă pradă imaginație, nu vă cenzurați. Ziceți o cifră, așa. N-am înțeles, vă rog să repetați. Vă rugam să spuneți, îi provocam pe telespectatorii care intră în legătură directă cu noi, să ne dea o cifră, să ne spună cam câtă țuică credeți că se producea într-un sat din județul Sălaj într-un sat, doar într-un sat, pe vremea lui Ceaușescu, un satul Marin. Da? Uh, dați așa, dați, da cu generozitate, în că văd că până acum... Al... destul de multă, la modul că făceau, mă rog, pascuns. Cum făceau? Făceau pascuns. Pascuns, că știți sigur că, că da, multe, sigur, sigur pacate, că da. Adică dacă te prindea, te băga la închisoare. Deci da, o să ne povestească, domn profesor, cum... Era altă situație. Eu vă spun de Valea Buzăului, unde... se făcea frică. Dar așa o cifră, după dumneavoastră, riscați-vă un pic așa, dați-ne o... Dacă ar fi să mă gândesc cum se făcea a mine în sat, deci la... 500, case 500 de familii case acolo. La 4 case funcționau un cazan, la 3.000, la 1.000, nu știu cât să zic, cu, nu știu, de ordinul tonelor. Tone, da, dar multe tone. Nu știu ce să vă zic... Da, da, ok. Bun, haideți, puneți întrebarea sau comentați ce doriți să. să... Uh, ce, ce doream, mă rog, adică să comentez, și după aceea, dacă puteți să-mi lăsați telefonul domnului profesor, pentru că aș vrea să-i pun mai multe întrebări, dar nu-i timp acum. Ca idee, am, eu am văzut emisiunea asta de astăzi, eu mai n-am prins-o la, la început. Altele le-am urmărit mai mult. Uh, Dumnealui spunea la un moment dat că uh, pomii, uh, uh, deci producția pomilor se normează, mă rog, prin tăiere. Da. Așa, din ce am citit eu, acum nu vreau să contrazic pe nimeni, spune că, mă rog, din ce am văzut eu, că pomii care se coc foarte târziu nu mai au timp ca să producă muguri pentru anul viitor. Cei Aha. care se coc de vreme au timp să facă acești muguri. Este adevărat sau nu? Asta ar fi întrebarea. am înțeles. Bun. Uh, și după aceea, în Valea Buzăului, unde m-ar uh, trimite ca să iau legătura cu niște specialiști care să mă învețe ca să. Uh, tai pomii pentru rodire. Mă rog, știu, am eu câteva idei, dar puține, adică nu nu sunt specialist în așa ceva. Și mă rog, alte întrebări, dacă îmi lasă telefonul am să îi le pun pentru că am mai multe. Bun, acum de haideți parte. că vă răspund de la astea două. O să vă rog să lăsați dumneavoastră telefonul în regie și o să vă contacteze domnul profesor. Vă mulțumesc foarte mult și Știin. noi vă mulțumim mulțumesc, domnul de Doamne ajută! Doamne ajută! Fenomenul de programare a producției pentru anul viitor se realizează în timpul iernii, într-o perioadă în care pomul se află în repaus vegetativ. În această perioadă, pomul își programează câte fructe vrea să ne dea pentru anul viitor. Cum își face programarea asta? În funcție de numărul de ramuri pe care le are, ramuri de rod, în funcție de ce încărcătură a avut în acest an, Va hotărâ câți muguri să diferențieze înspre muguri de rod și câți muguri să-i trimită către muguri vegetativi, care vor face doar ramuri care vor intra anul peste un an de zile, adică peste doi ani de zile pe rod. Că este vorba de un sistem în care am muguri de rod care formează acest rod pe, ce, pe această tehnică. Și atunci, în funcție de modul în care fac era de rod, de rodire, voi lăsa mai multe ramuri de rod sau mai puține, în funcție de câte fructe vreau să am anul viitor. Deci, eu trebuie să pot estima numărul de muguri pentru anul viitor, cu rezerva de rigoare pe care o pot pierde în timpul iernii, datorită unor temperaturi scăzute, să zicem, în primăvară. Eu, ca și agronom, trebuie să pot dimensiona numărul de mere, de pere, de prune pe care acest pom trebuie să mi-l dea anul viitor. Și asta se poate face, adică știți se face, Asta se face de către orice inginer agronom care a trecut într-o într școală de agronomie și care are, să zicem, un pic de experiență pe zona de pomicultură și a făcut pomicultură. Deci este o normare a încărcăturii de rod unde, în Buzău, acum eu, noi suntem clujeni, este Sălăjeni-Clujeni, e greu să vă spun da. acum care e inginerul de la Camera Agricolă din Buzău, care îi poate eh, explica domnului, sau îi poate, să zicem, da o, o sesiune de consultanță, să-l învețe tehnic cum se face, dar orice pomicultor, orice inginer agronom care a făcut pomicultură, are povestea asta, niște reguli de bază, care... La de la este vorba de, este vorba de diametrul, bineînțeles, este vorba de diametrul fiecarei ramuri, de numărul de ramuri. De, da, eu de, de lungimea, adică de lungimea e... ramurii de poziția ramurii de mult, mai mulți factori de luat în calcul dar astfel de oameni nu au nevoie de prea multă facultate că au o mână foarfecă și știu rapid e vorba de luminozitate câtă lumină las pentru fiecare ramură în parte încât să aibă elementele suficiente ca să aibă șanse, să aibă fotosinteză corectă de, Domnul Claudiu din Târgu Mureș Bună seara Bună seara Vă ascultăm domnul Claudiu Uh, vă mulțumesc în primul rând pentru emisiunile pe care le faceți că Noi vă mulțumim destul de des. Uh, Și aș vrea să îl întreb pe domnul profesor uh, Am două întrebări Una legat de că e tema emisiunii Da Poate fi inclusă și dulceața silvoiul nostru românesc În uh, planul de afaceri pe care l-a propus Dânsu Legat de soiurile autohtone care nu trăiesc nici stropite, nici făcute nimic la ele Asta și, e una. Și a doua întrebare, dacă și unde ține dânsul cursuri legate de agricultura ecologică? Eu sunt din Târgu Mureș, dar aș fi dispus să mă duc în Cluj să... Asta sună foarte interesant. Chiar, chiar zilele trecute, domnule profesor, discutam cu... Iertați-mă un pic, domnul Claudiu. Discutam cu cineva care ne urmărește și mi-a spus că iarăși urmarea a discuțiilor noastre de aici, am spunea, uite ce vreau să fac. O școală, așa cum faceți voi școala de afaceri Agro TV, vreau să fac o școală, mă rog, de instruire pe tot felul de domenii, de la, cum ați pomenit, de îngrijirea culturilor, de tăieri, de așa mai departe, de antreprenoriat în, în Pe domen... banii dânsului, că ministrul nu are vreme să dea bani de informare. Pe banii dânsului, adică contracost îmi spunea. Și am zis, crezi că lumea o să vină? Și uite că domnul Claudiu întreabă unde va fluca să. Există interes și, din păcate, nu... Nu prea e prilejul unde să înveți, că pe transfer de cunoștințe ne-a dat ministrul uh, Dănuță... Numai de măsuri pe care se discută. Da, de păcate au pus bani azi. puțin, da. Uh, domnul Claudiu, vă răspund da. la întrebările acestea, uh, rugăminte ai să-mi spuneți totuși o cifră. Dați-mi, domnule, o cifră ca lumea, apropiată de... Legat <laughs> de, de, de țuică. Domnule, domnule e multă, nu așa nu să vă gândiți oricum. că dacă o scăpăm, doamne ferii din, nu în ca pentru o piscină, nici în două, nici în nouă. Cred, Deci e multă tare. Am de pe zonă care ziceau, bă, la nuntă, nu, la naștere, la fiul meu, uh, socrul meu a dat uh, 800 de litri de țuică să-i pun no. de parte, când se însoară, el să aibă de... de... Ce poți să-i spui de... lui socrul ăla? <laughs> nu știu, asta am aflat-o, dar nu... După un litru poți să-i spui tot ce trece prin cap. <laughs> exact, exact. Na. Nu, no, nu, no, nu mă risc la... Hai de riscat, domnul Claudiu, păi cum să nu ne riscăm, doamne iartă-mă. Vă ajut eu, vorbiți de... 500 da. de familii de... 500 de familii... 500 cu cazanul de familii. propriu. Cu cazanul propriu, deci nu așa. Uh, 500 de familii. Deci dacă ar face câte... Un milion de litri. Cât? <laughs> la un milion de litri. Un milion de litri. De apropiat. Ne apropiem. rotund de acolo. Ne apropiem. Da, deci ați deschis, da. tema mai peste un milion de litri, oameni buni Așa că... Da, da să, să mai menționez la domnul profesor că am urmărit și misiunile care le-a făcut cu școala de afaceri la un alt post de televiziune, dar pe internet le-am văzut. Da. Și chiar m-aș bucura să fie organizate prin, ca, ca un turneu așa, cu anunțate din timp. De... A, așa itinerante, cu plimbări prin țară. Sau cum? Nu știu, pe zone, pe ideea că pe doar nu se fac fac peste tot brune, nu se. vă da, punem păi antreprenorul, adică vă punem de asta, agent. Noi, <lip> noi venim cu caravana, așa cum vinea de la PDRP, da? da -am Uite, am -am zic un asemenea program dacă ar fi finanțat pentru că iată ce facem și noi aici și oamenii remarcă da, importanța. sau transfer de de cunoștințe. Și aș vrea să eu cel puțin să am cunoștințe de la cunoscători, Corect. profesor și alții, că nu or fi singuri. Corect, corect. Vă mulțumim. Bun, mulțumim, domnul Claudiu. Doamne ajută. Da. Dacă te duci la uh, APDRP sau te duci la, nu știu, Ministerul Agriculturii și zici, bă, uite, noi suntem Agro TV, un canal de televiziune care emite în întreaga țară. Vrem da? o caravană și noi. Avem publicul, vedeți că lumea spune și ne mulțumește ceea ce, cum să zic, eu nu prea sună oamenii într-o emisiune să zică vă mulțumim, nici la gâdea nici la turcescu, nici la altul, că omul ăla îți dă ceva de care n-ai musai nevoie. Dar uite, ceea ce oferim aici, sunt lucruri importante pentru cei care, care ne privesc și țin să spunem mulțumesc, ceea ce pentru noi e mare, e mare lucru. Dar dacă te duci la instituțiile astea și spui, bă, uite, hai să facem un program comun, să ne asociem într-un demers, cum faceți caravana APDRP, cum faceți caravana APIA, cum faceți tot felul de campanii, Haideți că uite dacă vorbim de aici de la televizor, sute de mii de oameni care se uită fiecare seară și află informația aia. Altfel ei se duc așa din comună în comună, vorbesc la căminul cultural cu 50 de oameni care nu apucă să înțeleagă mare lucru, că nu apucă să întrebe, că vedeți că fiecare are nedumerirea uh, dumisale și la revedere. Au bifat și au marcat niște milioane, ele vreau șase milioane sau câte-s destinate acum, absolut, da? absolut. Bun. În loc să facă printr-un organism media toată promovarea asta, nu, lasă că sifonăm. Fiind an electoral va fi o caravană APDRP care se va plimba, cum spunea articolul din Le Monde de la francezi, să evangelizeze mediul rural românesc, da. satul românesc. Bun, vis-a-vis -vis de chestiunea asta, agricultorii fără banii de la Ministerul Agriculturii au început de o săptămână de zile o caravană în toate județele din Transilvania pentru a explica PNDR-ul dar pe felul nostru al agricultorilor. Motiv pentru care două federații de agricultură din România, cea de agricultură ecologică, unde sunt responsabil, și cea de crescători de bovine, unde este Claudiu Frânc, ne-am dat mâna și am început să batem județ de județ. Am făcut până acum două județe, Maramureșul, o parte, că mai venim, revenim în Maramureș, Maramureșul și Alba, și acum pregătim, săptămâna asta vom fi probabil joi, sâmbătă, în alte, în alte județe, facem două, trei județe pe săptămână, în care vom prezenta Sigur, instrumentele financiare pe care le-am propus în noul PNDR. Acum, vis-a-vis -vis de cursuri de formare profesională. Din păcate, astăzi, cursurile de formare profesională sunt făcute de către SRL-uri, care fac mobilă, fac orice altceva, dar au avut inteligența de a-și acredita anumite activități. activități și apoi să sifoneze banii publici. Chiar acum este pe rol de punerea de proiecte pentru cele opt regiuni de dezvoltare ale României, în care firme private, prietene cu cei de sus, sigur, își iau în asociere universități de științe agricole, ca cineva să facă și munca filosofie, să fie, da? ca să poată forma în fiecare regiune pe măsura 1.4.1 și 1.1.2 sau numai pentru una dintre măsuri să formeze acești oameni care sunt beneficiari fără de care curs nu se poate finaliza proiectul respectiv, ca au nevoie de o patalma ca să poată să-și închidă proiectul o respectiv la, la ultima tranșă. Bun. Din păcate, Universitățile de Științe Agricole abia acum fac primii pași pentru a se deschide către agricultorii de jos, prin cursuri de formare Sigur, pentru adulți. El ar trebui să facă Sigur. treaba asta. Liceele agricole, din păcate, care au fost transformate în licee generaliste, nu mai au acest atribut. Și atunci, practic, suntem într-un vid de instituții de formare profesională, profesionale, adică structuri care să știe ce să facă. Și acest loc a fost ocupat de firme private prietene care știu să ajungă la bani și să sivoneze banii publici. Așa e. Bun. Acum, vis-a-vis -vis de prima întrebare... O firmă, patru în... proiecte. Chiar m-am uitat peste un... 5 milioane de lei pe regiune, bani pentru proiect. 2 milioane de euro, domnule profesor. 2 milioane de euro. 500 de mii de euro pe fiecare proiect. Patru proiecte în, în, tocmai la fel, de Xerox. Am înțeles. Da, copy-paste aprobate aceleiași firme, care va face aici, acolo, acolo și acolo, Astfel de... Pe unul patron luni acum sunt de... 5 milioane de lei pe regiune pentru a forma 2500 aproximativ de agricultori pe unul patron. Unu. luni. Silvăiță. Aș, aș da răspunsul da. pe Silvăiță. Eu am făcut o experiență cu 2 ani de zile la mine în Marin, în care am luat un soi, o populație locală, deci nu soi, o populație locală, un soi al locului, în ghilimele soi, o populație locală roșoare, și am încercat să văd dacă se poate face nu din bistrițene, ci din cele roșioare, din cele roșii, să facem silvăiță. Marea problemă la prunele roșii este că este greu de scos sâmburile afară. Și atunci am luat o, tradi o tehnică tradițională pe care bunica, străbunica a folosit-o, și anume, faptul că în loc să scoți sâmburii, aproape imposibil da. în faza respectivă, le bași toate frumos, le speli, le pui frumos în recipient, în căldarea respectivă și le fierbi maxim 30 de minute, ca apoi să le poți separa cu ajutorul unei site. Unei să este... le... da. Care-s câștigul? câștigul? este de timp, da, de bani și doi, se adaugă anumite substanțe importante, amărui, din sâmbure. din sâmbure, și o să ai un gust dulce amărui, al acestei silvoițe, noi am făcut undeva la 200 de kilograme, ca numai ca să verificăm tehnica. Dacă tehnica asta funcționează și putem face silvăiță, rog, dulceață. Le prunele grase, domnule profesor? Nu, spunele roșii, de le... care facem țuică. Prunele pentru țuică. Deci eu am făcut silvăiță din prunele, din în prunele de... roșii pentru țuică. Sigur, silvoița se face de regulă din prunele bistrițene, care se da. se spune la noi în sălaj. Ei, deci se poate tehnic treaba asta dar nu mai mult fierberea pentru că riscă să înmagazineze acid cianhidric care, care îl regăsim, care regăsim în sâmburile respectiv și atunci putem avea alte, să zicem, alte probleme da. peste un anumit nivel. Bun, domnul Ioan din Bihor, ultimul telefon pe seara asta. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara, domnul Ioan! Jos a domnilor, sunt tare. Aveți spălărie, domnul Ioan? Da. Aveți pălărie, de zic de azi. Cabile cu micultori, crescători acolo de, de, și de animale și... Ia vă ascultăm, haide haideți să ne spuneți. la Mihai, Bravo. Am niște cireșe și treaba cu pălinca. Da. Pălinca de cireșe tare greu să face. E foarte scumpă, e dublu, triplu față de pălinca de prune, care zice domnul profesor. Ce este? Ce este? Se face țuică de, prun, de, de, cireșe? cireșe da, se face N-am băut niciodată. Aveți pe acasă? A, păi, e rară, rară, dacă n-ai cazan acasă, nu poți să o faci. Dar deci, Dar cireșată nu faceți? Mai iarna și toamna, Dar cireșată nu faceți? Adică să Dar nu faceți suică din cireșă. numai din cireșe sălbatice, nu prea din cireșe de astea. Cireșata din, ci, din cireșe sălbatice? Da, numai din de negruță mici. Am înțeles, am înțeles. Domnului, cu, cu gust, da. Cu Domnul profesor în zona Mihai Bravo, Lângă Oradea, în partea asta, spre satul mare, ce cires ne-a sfătuit să facem că ăștia ni să betejească? Dar ce soiuri aveți? Noi, marile orădeni, cum... Ce soiuri aveți? din zona asta, după vremea... Ce soiuri aveți, domnul Ioan? Cum îi cheamă? Așa știm noi că le-am moștenit, marile orădeni, așa le ziceu. Marile orădene? Am înțeles. Au avut o stațiune pe micul ăla, la Oradea, da? Da, stațiune pe Micol, am avut Ați avut, nu mai aveți, asta e tragedia, nu da? Nu mai avem, s au dus tăția, s au dus toate pe asta și nu, La Paleo, acolo, în zona, a avut o stațiune pe cândva. Bun, De deci, ce soiuri ar merge acolo, ne întrebați mea asta, a da? Așa, 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 Acum Ar trebui o, să... Doamne ajută, mulțumim frumos, domnul Ioan. Sănătate să aveți, doamne. Ajute. Și puneți pălăria la loc, vă rog. Ar trebui să pună creațiile de la Oradea. Nu am întrebat pe om dacă știe cât a mers. Bun. Ar trebui să pună soiurile create de către fosta stațiune de Pămicolă de la Oradea. Dar cum stațiunea respectivă a fost vândută pe bucăți și din fosta stațiune, acum avem în zona paleului, zona respectivă, un cartier frumos de vile pentru orădeni, nu mai putem să recomandăm soiuri din zona respectivă, că trebuia să pună soiuri specifice acelei zone mai calde. Deci singura variantă este să te duci să cumperi soiuri de unde le ai. Soiuri de la Bistrița, cele pe care le poate crea și le avem în conveierul varietal de la stațiune de la Bistița. Nu avem alte soiuri din altă parte. Deci asta, da. A, cam așa suna răspunsul. Domnul profesor, un... mai avem un minut și un pic numai la dispoziție. Vă rog eu frumos, domnule, cum venea domnule armata într-un sat pe vremea lui Ceaușescu? Ce căuta acolo? Erați plin de ilegaliști acolo? Ce era Dumnezeu? -a... A, satul era <coughs> un sat mai special pentru că a reușit să bată câteva recorduri. Recordul de suică, recordul de bivoli și recordul de număr de studenți față de orice alt sat din județul Sălaș. Deci Pe au permis oamenii, domnule? Există o legătură intrinsecă între studenți, țuică și bivoli. Nu? Eu eram copilul de ciurdar din sat și mi-am petrecut 12 ani de zile în ciurdă și țuica a fost... Ați fi rămas acum fără job, domnule? Absolut. Dacă țuica acolo, dar... a reprezentat moneda foarte <coughs> pentru a putea să ții studenți în școală. Motiv pentru care s-a acolo un fenomen financiar interesant care îți permitea la 3.000 până la 5.000 de litri de țuică, 2.500-3.000 de litri din prune și un 2.000 de litri din zahăr și porumb, la un 5.000 de litri la 500 de familii. Ascultați aici, asta e cifra reală și domnul Claudiu, da, din Târgu Mureș a fost cel mai aproape, a datorez aproape? un litru de țuică legală, da? De la Silve, da. Da. Și atunci, trebuie să o cumpărăm de la Silviu, că n-am vorbit cu Silviu încă. Și atunci, pentru că era un caz așa de special uh, în care bătea recordurile vis-a-vis -vis de numărul de studenți. 38 de studenți a fost uh, recordul de număr de studenți într-un sat, într-un moment dat. 38 de studenți este foarte mult. Nu într-o comună, într-un sat, oarecare. Era un sat mai populat. 38 de studenți. A avut, cel mai mare, a avut alt record, a fost cel mai mare număr de elevi dintr-un sat din județul Sălaș. Erau tot două clase duble de 36, pe vremea mea, și o clasă de 3 deci, simplă. și Inclusiv, domnule profesor, sporul demografic e influențat Ui, de consumul de alcool. Nu, sau? nu de consum, de, de potențialul <laughs> financiar al dispozit, localității. Că da. Nu, nu, ei nu, nu se bea. <coughs> Un sat care produce nu bea. Nu Alții, îmbată. Care Alții se îmbată, nu cei care produc. Și atunci, această bunăstare a permis acestor familii să țină copiii în facultăți. Și foarte mulți tineri au făcut studii superioare din acest sat, față de alte zone, datorită Suici. Bun, două milioane jumate de. Litri, 2 milioane jumate de litri de suică într-un sat. Ca să poți face față acestei provocări, tu ca și poliție erai depășit de problemă. În toate satele din zonă, poliția mergea ca să-i salte pe oameni. Aici venea armata. Și armata venea circa trei săptămâni de zile, cu 3-4 camioane, 200 de militari. Instala armata, puneau santinelă din 50 în 50 de metri. Iar noi când vedeam norul de praf de la Krasna, că era un drum de, de piatră, Uh, profesorii lansau 250 de elevi <laughs> către 200-300 de case să-și anunțe părinții să poată camufla uh, în pământ, evident. Uh, și nu în șură, că în șură rapid veneau militarii. Deci armată și nu poliție. Deci veneau vrei, stăteau în perioada aia când ar fost de fier țuică. Bine, de... vorbim de după, ce, după, 15-25 august, adică după Sfântă Mărie, în septembrie, când prunele erau recoltate și începeau deja să fermenteze și începea povestea. Se instalau acolo și atunci începeau să caute cu furcile, în șură, peste tot, în fântână, unde se lăsa căldarea și evident în pământ, Dar în -a grădină. Se descurcau săracii adică s-a salvat... Armata pleca acasă până la urmă și... Sigur, așa s-a salvat un sat din punct de vedere Altastric. financiar, așa s-au crescut copiii în facultăți și astăzi acești oameni, sigur, sunt oameni la, la locul lor da și... un breaking news, vă rog eu frumos, pe micul ecran. Al Capone s-a născut în județul Sălaj, în satul Marin, da? Nu știu cine era Al Capone. <laughs> <laughs> da. Da, e o poveste foarte interesantă și iată oamenii cum au știut să, să se descurce, nu? Asta e... Descurca... Tra Tragic este că încă n-am convins niciun marinan să legalizeze un antrepozit fiscal. Este durerea mea. Încă au rămas ilegali, să zic. Da, mi-ar deci, trebui, pro... trebui să am mai multe putere de convingere, să găsesc un tânăr care Domn să. Profesor, după ce a trecut armata peste tine. De cine este mai tem, frate? Ne-am descurcat cu armata, erau cu pușca în mână, cu bazuca așa acum ne-o teme de cine? De un marinar? Din păcate, da. Așa și fi spus. Ca, din... ca să putem salva Bivolit și prunii de acolo, ar trebui să legalizăm și afacerea de procesare de brânză și cea de țuică, ca să putem păstra, altfel pierdem aceste două activități din aceste sate românești. Domnul profesor, mulțumesc mult! Mulțumesc eu. că Dumneavoastră celor de acasă, mulțumesc că în fiecare seară deja pentru faptul că ne mulțumiți dumneavoastră la rândul dumneavoastră pentru ceea ce facem aici. E foarte important pentru noi, ne mână de la spate, să zic așa, și tragem nădejde că într-o bună zi chiar vom aduce, așa cum vă spuneam la un moment dat, o parte din România care au plecat din țară să-și câștige pâinea afară, să înțeleagă că în România există nu una, ci o mie de șanse de a-ți câștiga existența în mod cinstit, corect și, cum să spun eu, rezonabil. Cam atât pentru astăzi, mâine seară ne vedem din nou, până atunci cele bune, Doamne ajută!